Salut! Da, Vlad, e ora 9 și eu încercam să-mi găsesc stream key-ul și când am intrat pe Twitch și acolo la setări, îmi spunea că oops, something went wrong și m-a cam luat cu transpirații. Vezi că pe HLTV apare alt canal de Twitch. Cum apare alt? Nu apare alt canal de Twitch. Nu, e acest canal. Stream live. E ok, Vlad. Salut, Stez. Ciao, ciao. Acum așteptăm, sper că o să intre ca lumea asta. GoTV-ul. Pentru că eu cam... Salut, salut, Sebi. Ciao, ciao. Cam aștept... Aștept GoTV-ul pe HLTV, n-am ce să fac altceva, depind tot de ei. Sebi, o să mai așteptăm puțin, adică nu știu dacă la stream-ul ăsta o să fie atât de multă lume, pentru că acum e canalul nou-nouț făcut și nu mă aștept să fie extrem de multă lume, din păcate. Sau, de asemenea, trebuie să luăm în calcul că e pe HLTV de această dată și s-ar putea să vedem ceva persoane. Salut, salut, Ozi, ce mai faci? Bun venit! Să intrăm în CS, totuși. Așa. Ai reușit. Bine ai venit, Raul, atunci. Salut, Prisage. Ciao, ciao. Bun venit. Și ție. Am stat astăzi, cred că și în mașină și în casă non-stop cu aerul condiționat pornit. Și m-a luat o durere de cap de aia urâtă. Ah, mersi, Raul, mersi frumos, apreciez, dacă ai făcut chestia asta, să știi că apreciez foarte mult ce ai făcut, serios. Salut, Richard, salut, salut. Mersi, Raul, thumbs up de la mine atunci. Haideți să vedem, interesant meciul ăsta cu... Ozi. Vakvan. Salut, Vlad, salut și ție. Mă uitam puțin la cei de la OPA. Bine, e acum noua organizație, dar HLTV-ul i-a pus cu numele de OPA. Și ia uitați că s-a dat un delay de 5 minute. Cel puțin pe HLTV. Băieții ăștia și-au pierdut organizația ca la OPA înainte și au rămas în același line-up. Problema pentru ei e că au pierdut destul de mult și cred că de asta eu și cam dat afară. Salut, Serbux! Salut, seara bună! Ei au pierdut, haideți să vedem câte meciuri. Wow, au pierdut bine. 1, 2, 3, 4 meciuri consecutive. I-au bătut pe Nexus în Binary Dragons Cup și aia a fost singura lor victorie. Și după aceea iarăși pierdere, pierdere, pierdere. Nu stau foarte bine băieții. De ce nu începe? Pentru că nu am GoTV, Raul. Nu am IP-ul pe care să mă conectez la meci. Da, aștept de la oficiali, Raul, aștept de la oficial să vină GoTV-ul. Da, se va juca Invictus. Da, se joacă Inferno, Overpass și Cash Decider, ca să știți. Haideți să anunțăm și pe Facebook.
Eu nu știu bine echipele zine care cum 5 șanse au. Salut PTML, bun venit. O să vă spun cât de cât repede. Stai mai puțin, Raul, să... O să vă prezint ambele echipe. Deci de ce nu mai faci live pe YouTube, Raul? Pentru că o să fac un video explicativ despre asta. Nu îmi dă voie ESL-ul și nici SEA să transmit meciurile lor pe YouTube, pentru că ei au parteneriat cu Twitch. Vezi că orice ESL One vine, nu-l vezi deloc pe YouTube. Și cine face restream pe YouTube, să știi că o să aibă mari probleme cu ESL-ul. Gen, asta e și eu nu vreau să am probleme legale, deci la modul ăsta probleme legale. Aprugă TV-ul, mersi frumos că mi-ai zis, știți, acum anunț și intru în match, băieți, să știți. Salut, Aerobi. Bun venit, Mihai. Salut și ție, Denis. Bun venit, băieți. Haideți că am primit și Go TV-ul, zice, știți, așadar. La ce oră începe match-ul? Uite, chiar acum intru în match. Connect. Salut, Smith. Da, se conectează, totul e bine. Cum intru? Știu că se vede puțin așa cu o tentă de bej, gri, screen-ul, e pentru că l-am editat repede, am dat un resize în Paint și s-a făcut o... s-a întâmplat ceva urât. Așa, stați un crosshair, draw outline 1, crosshair, o să dau imediat pentru joc. Intru imediat în joc. Să anunț pe pagina de Facebook, să anunț pe grupul de Steam și după aceea totul să fie ok. Bună, Ana. Ia să vedem. 9 secundă. Acum PTML, acum începe. Anunț repede pe pagina de Facebook. Așa, repede și pe grupul de Steam și am intrat în joc direct. Oricum, băieții acum fac warm-up. Bun, intrăm în match. Să vedem, oare am, sunt curios dacă am steagurile echipelor, dacă nu trebuie să le pun eu. Pardon, ăsta e un telefon de-a meu. Imediat revin. Așa. Deci nu o să avem nevoie nici de cum de steaguri, pentru că ne ajută ESL-ul. Știu că e blocat screen-ul. Trebuie să-mi dau mute la telefon, îmi pare rău pentru asta. Gata. Acum revin și la chat-ul vostru. Ce emoticoane au. Da. Unde îl transferă pe Xelo? Am înțeles că face tryout pentru Hellraisers. Te-am zis că îmi fac pentru tine, nu le știu. Ah, da, o să vă spun repede și despre echipe. Salut, salut, Vladion 2016. Bine fac. Bun, se joacă și lungă de cuțit. Deci, No Org sunt foștii OPA, Raul, o echipă din Danemarca care au fost scoși din... au fost eliberați din acea organizație și astfel acum joacă simplu și așteaptă să primească organizații sau să-i cumpere organizații, să spunem așa, să le dea o ofertă.
Acum revin la runda de cuțit. Benvic Savilas, cred că știți. Iată unde era un Cabi, un jucător de la cei de la Norg. Vinde o fracul pentru ei, dar Spizzy, Starkiller și Joe vin cu răspunsul. Iată, vine ce în urmă Spizzy cu ultimul frac cu cuțitul pe Zilo. Și asta înseamnă că Invictus probabil vor merge pe partea de CT. Cum să dispară chat-ul când îl fac mare? Ah, ai rezolvat, ok. Bun, acum trebuie din nou să aranjez puțin scorul. Îmi cer scuze pentru asta. Bun, înainte de toate, eu am primit ieri seara, am primit niște donații off-camera pe care aș dori să vi le arăt aici. Cumulate reprezintă cele mai mari donații pe care le-am primit până acum de la Sebi. Asta a fost prima. Și după asta îmi spune Sebi, mai verifică încă o dată. Și mă trezesc cu asta. Ca să ne înțelegem. Așadar, un shout-out pentru Sebi, îți mulțumesc frumos pentru donațiile care au fost off-camera, deci nu au fost pe live de aseară. Apreciez foarte mult suportul lui și mulțumesc și vouă că vă uitați, că sunteți în chat și mai ales că susțineți echipele din România. Da, thumbs up și de la Serbux. Acum, da, am pauză și vom urmări meciul. Le vă spunem OPA, deși sunt Norg, cel puțin acolo în partea dreapta sus. Le vă spunem ex-OPA, cel puțin. Invictus Aquilas, echipa din România, în partea stângă, pe partea de CT, fiind în componență Geo, Saules, Starkiller, Spizzy și IGM. Iar pe partea de la OPA, Remoi, Colibrien, RTA, Zilo și Berry. Destul de repede se îndreaptă în second mid și acum cred că IGM a auzit ceva, se retrage, vine și Geo și vedem dacă va face picul. A văzut doi jucători, cel puțin că au trecut către boiler. Și iată că trei dintre aceștia vin direct în spre balcon, continuă să tragă. Geo 2, eliminat pentru Geo, continuă să tragă. Saules vine la dublaj și într-adevăr, iată cum înaintarea celor de la Norg, da, OPA, este decimată și vine Starkiller cu ultimul frag din această rundă. Două fraguri pentru Starkiller, două pentru Geo și unul pentru Saules. Ați văzut cum au venit destul de repede cei de la Norg, a fost un split aici în apartamente, trei oameni către balcon, doi oameni către boiler, care unul dintre ei a venit către arcada, au vrut să înconjure site-ul ăla cu tot ce se poate. Cei de la OPA, dar nu prea l-a ieșit, mai ales că cei doi ținea Geo chiar din pit și iar un jucător era Saules în site-ul ăla, s-au putut dubla, au făcut crossfire-ul la balcon și astfel trei dintre jucătorii de la OPA au fost eliminați. Acum vine force-ul de la Norg, iar armele de calibru mediu vin pentru Invictus Aquila. Starkiller merge chiar pe un M4 așteaptă în continuare și iată că din nou, cei de la OPA, o grupare pentru site-ul ăla, doi oameni în mid, doi în apartamente și nou în hall, vor să meargă cu aceeași tactică, să meargă cu trei oameni către balcon, deși Geo așteaptă în continuare și iată cum are cel pe 90 în mână, continuă să tragă, mai dă ceva damage, elimină și pe Zilo și ultimul rămas în viață, cel puțin acolo, este în pit, este același Zilo de care vorbeam mai înainte, ajuns o eliminare, trage și Bericu pe 250-ul, dar vine IGM din spate, astfel, 2 versus 3 și continuă să fac care moi destul de mult damage, rămâne totuși fără gloanțe pe Tecno. 14 HP pentru el și acum știu jucătorii din Invictus Aquilas cel puțin unde se află un jucător de la OPA. Celălalt, RTA, se află chiar în site și plantează. Să vedem dacă Spizzy l-a auzit. L-a auzit cu siguranță, dar nu vrea să facă retake-ul de unul singur. IGM vine acum și el. A scos acel CZ și poate să fie destul de periculos RTA. Și Remoi vine din spate. A fost eliminat acum. Și celălalt ultimul jucător rămas în viață de la echipa din Danemarca, Remoi, este la boiler. Și iată că nici nu mai încearcă să apere site-ul. Invictus Aquilas încă nu s-au pus pe defuse. Și nu au un defuse kit. A trebuit să încerce. IGM s-a aruncat smoke-ul. Se pune pe defuse. Și celălalt jucător de la Invictus Aquilas acum vor ține proximitățile și vor încerca să-l apere pe defuser. Dar nu va mai fi nicio problemă pentru că Remoi nici nu încearcă să apere bomba. Hai cu kill-ul cu flash-ul. A fost ieri. Nu știu cine a fost, cine n-a fost ieri pe stream. Dar a făcut Saules un kill cu flash-ul. Prea tare. Cine zici că se duce de la Nexus dacă pleacă Xelo, IGM sau Semințe? Nu cred că mai au un jucător de la Invictus cei de la Nexus. Semințe am înțeles că nu o să mai nu o să mai fie, cum ar veni, nu mai vrea să joace cu echipe din România. Așadar
cam, se cam micesc șansele pentru cei de la Invictus, pentru cei de la Nexus să ia un jucător care, nu știu, să compenseze plecarea lui Xelo, pentru că Xelo la Nexus înseamnă firepower. Când zici Xelo, te gândești la firepower, cam asta e ideea. Numai nimic s-a blocat, cum rezolv? Dă-i un, refresh. Apeși pe F5. Adică, spuneți-i, vă rog, în chat, că el mă aude pe mine. Să apese F5, să dau, să dea un refresh. Bun, să revenim și la meci. A fost eliminat IGM în scările dinspre second mid, de la apartamente. Iată cum Geo contact cu RTA, dar rămâne foarte low. 19 și cei de la Norg vor înainta direct către patio, acolo Zeseau le scoate un frag, chiar al doilea continuă să tragă, dar Remoi dă prea mult damage. Se va face plantul și acum Invictus trebuie să vină la retake, Spizzy și Starkiller împotriva lui Berry și Remoi. Berry deja foarte low, 23 HP după ce a mai... a avut niște duele cu jucătorii de la echipa din România. Și iată, Spizzy se duce direct către library și așteaptă Remoi, primește sub picioare deja acea incendiară și continuă să tragă Spizzy, cred că a mai dat ceva damage. Starkiller se bagă, dar Remoi poate să-l prindă din spate. S-au poziționat foarte bine jucătorii de la Onorg și iată cum a picat Starkiller, nu doar atât, dar și Spizzy eliminat de către Remoi în fața, venind dinspre library. Și Invictus Avilas nu reușește să facă acest retake, este 2-1 pentru ei. Dar nu stau deloc bine cu bani. Dar iată că merg pe buy. Alexa nu meargă pe armură mare. Desigur, acelea AK-47, acea armură mare cu casca Kevlar nu prea mai face, nu prea mai are efect dacă cei de la NOOP, de la Exopa, echipa din Danemarca, folosesc AK-47. Să lăsă e Saules, da. Și pentru cei care spun că s-ar citi Souls, și eu ziceam Souls la început și mi s-a atras atenția că e Saules. De ce nu am grafică mai bine, mai mică? Pentru că acesta e un canal nou, Costin, și încă nu am primit parteneriatul pentru el. Îmi pare rău pentru asta, de asta am pus și 720p. Îmi pare rău că nu este calitate mai mică, dar se va remedia. Nu o să poată să-și seteze Vlad. Când o să primesc parteneriatul pentru canal, o să puteți selecta și o să pun 1080p maxim și selectați voi ce vreți voi. Nu am înaintat și de la OPA momentan. Absolut deloc. Fac foarte multă, se face foarte multă presiune din ambele părți, se trage. Ți-am răspuns deja, Costin. Pizzy se uită bine, Berry este în acea locație, chiar în colțul din partea terminală a bananei, Starkiller. Iată cum țin cu doar un om Invictus Agri la site-ul B. Și acum Spizzy deja l-a auzit pe unul dintre ei și aruncă un pop flash, continuă să înainteze și bine a făcut, face un prim frag, continuă să tragă, dar este și el flashuit. Vine Starkiller totuși să încerce să facă ceva, totuși Spizzy rămâne fără gloanțe, un frag mai reușește și iată ce face Saules! Prin deliria direct, prin smoke extraordinar, doi oameni de la Nopa vor fi eliminați și RTA este ultimul rămas în viață, îl vede în City Spawn și îl doboară. 3-1 pentru Invictus Avilas, cât noroc pe Saules! Dar avem și informația repede de la cei, de la coechipierii săi. E best of 3, Steli. Se joacă 3 hărți. Geo din nou poate să vadă 2 jucători în second mid, dar îi seacă pe 2 dintre aceștia, dar ia și el foarte mult damage. Erau 4 oameni de la OPA care trăgea cu pistoalele către ei. Ozi, da. S-a aruncat molotovul pentru partea din sus a boilerului. Saules are 3 oameni după smoke-ul din mid. Să vedem dacă vor înainta către el, dacă vor avea tupeul cei de la echipa din Danemarca să înainteze în acea direcție. Deja au intrat în mid, Saules să-i vede și continuă să tragă 2 fraguri pentru el. Este aici GM cu 2 eliminări venind dinspre balcon și îl vede pe ultimul rămas în viață, Berry. Cât de repede le-au pus capăt jucătorilor de la echipa din Danemarca, Invictus Agvilas, după ce i-au prins în mid. Și iată că astfel scorul devine 4-1 și la 3 runde se detașează Invictus de cei de la, de la OPA. Da, e ok, mi-ai spus Vlad. Salut, salut, Forest. Forest, Cristi. Agresivitatea din partea celor de la Invictus. Și am văzut de foarte mult chestia asta.
Ei când de, am văzut, cred că în 2 sau 3 meciuri la rând, ei vor să fie agresivi pe partea de CT și iată că de data aceasta le iese, dar i-am văzut de foarte multe ori fiind penalizați pentru agresivitatea aceasta. De data aceasta, în meciul cu Nohorga, cel puțin în cea de-a 6-a rundă, le iese totul cum trebuie. Pierd doar un om și ultimul văzut va fi Zilo. Joacă cum Invictus Aquilas puțin la intimidare, cu siguranță. Să vedem cum merg Opa în, această rundă. Și ei au vrut să termine destul de repede cu ea, întrebăm de vedere că aveau doar pistoale. Au mers pe 250-uri, în rest nu am văzut deloc echipament pentru ei. Salut Grinzeanu, bun venit, ceau ceau. Bombă lăsată în spate și au ieșit la entry fraguri. Beri aruncă smoke-ul pentru, cred că este pentru, ia să vedem. Sper că nu rămâne camera blocată. Ah, nu rămâne, e perfect. Deci știm ce să facem. Da, după cum mă așteptam. O să fim nevoiți să... Ia să vedem cum rezolv. Da, am rezolvat până la urmă. Două praguri pentru cei de la OPA. Zilo deja aruncă smoke-uri și mai am două grenade, au aruncat direct către library. Este prins la cabi unul dintre jucătorii deja de la Invictus. Este și Starkiller, Saules și Starkiller sunt lângă arcadă. Și atât cum iese Saules și face chiar pick-ul și elimină pe Colibrien. Dar sunt 3 versus 4. Mai încearcă prin smoke, dar nu mai iese acum. Și iată că cred că Invictus vor face save-ul. Probabil având în vedere faptul că e destul de greu să faci un retake împotriva 4 oameni. Mai ales când Starkiller și Saules sunt deja sub 40-45 HP. Nici nu au smoke-uri cu care să se ajute și două incendiare nu fac prea mult. Obișnuiam să intru pe YouTube, dar merge și așa. Îmi pare rău, dar nu am cum ce să fac. Credeți-mă, deci dacă nu aș transmite aici, n-aș transmite deloc meciuri ESL sau SEA. Nu ar putea nimeni. Deci, dacă vrei să transmiți un meci ESL sau SEA, trebuie neapărat să faci pe un canal de Twitch. Și anumite de asta am lucrat acum, am tratat cu ESL-ul ca să fac rost de canalul acesta, ca să am acces la toate cupele ESL. Deci, dacă nu făceam asta, să știți că nu... Invictus Aquilas nu le comenta nimeni nicio cupă în limba română. Sau nu spun că nu le comenta nimeni, pentru că poate și Bebe, din câte știu, are un asemenea canal. Nu prea mai intră lumea, știu Grinzeanu, și eu aș vrea să comentez pe YouTube unde am 4500 de subscriberi și lumea chiar se uită și pot să am mulți viewer, dar din păcate asta este. Decât nimic, mai bine așa poate că. IGML elimină pe Berry, tras chiar prin acea bucată de lemn. Salut Super CC, bun venit și ție, îmi pare rău că s-a născut așa târziu. Ciao ciao Serafim, hei, bun venit. Așteaptă Saules cu AWP-ul în mid. E prima rundă, cred că, în care îl vedem pe Saules mergând cu AWP-ul. Și acum probabil să vadă pe Colibrien, dar acesta se pregătește flash-ul. Probabil să prindă din plin Saules și într-adevăr asta se și întâmplă. Dar cu grenade către Geo, nu dă damage. Jucătorii de la Nohorg se află, de la OPA, se află încă în mid. Și au un om RTA, se află chiar în apartamente A și poate să înainteze din acea direcție. Și deja să fie o înaintare din două părți a celor de la OPA. Nu se grăbesc nici ei să înainteze, mai au 40 de secunde cu care pot să lucreze. Abia acum vine smoke-ul aruncat, Geo trebuie să se uite în două direcții, și de patio și de balcon. Și acum are acel smoke în față, pe care îl aruncă și îl aruncă bine. Cei doi oameni de la echipa din Danemarca au luat din plin acel flash. Dar totuși Remoi vine din spate, au flancat cei de la OPA chiar pe în fața arcadei și Remoi face double kill-ul pe Starkiller. Astfel Speezy 1 vs 4 va face cu siguranță save-ul. Asta se și întâmplă, deja este în ruine. Și Invictus Aquilas vor pierde cea de-a doua rundă consecutiv. Salut Antrax, ciao ciao, bun venit și ție. Ok, Vlad. Mersi și eu vouă că vă uitați. A, nu? Ce s-a întâmplat? A pățit ceva?
Îl caută cei de la OPA pe Spizi, dar e foarte departe Spizi de ei. Și ies cu 4 runde OPA din acea... cu 4 arme, pardon, din acea ultimă rundă, a 8-a rundă pe care am urmărit-o. Invictus cu ceva dropuri și un P90 pentru Geo vor reuși să rămână în joc, cel puțin din punct de vedere al armamentului. Problema poate pentru ei este faptul că jucătorul Colibrien de la echipa din Danemarca are acel AWP. O, salutare, salutare, Snow. Se aruncă o grenadă în față, o incendiară în apropiere. Multe utilități se folosesc de către Invictus în partea incipientă acestei runde pentru banană. Și iată că cei de la echipa din Danemarca sunt foarte departe de această locație. Expiră acest smoke, dar Spizzy l-a aruncat pe al doilea. Și astfel rămâne secționată banana, nu vor putea să intre în banană jucătorii de la nou, de la OPA. Dar iată că își pregătesc intrarea cu un flash, bine aruncat flash-ul de către Berry. A explodat și acum vor înainta chiar spre banană. Să vedem cum se va descurca Spizzy, care rămâne singur, deja Starkiller vine la rotație. Bomba a rămas în spate și Berry acum și-a dat seama de acest lucru. Spizzy s-a urcat pe primul container, Starkiller va fi primul care ar vedea ceva dacă vor înainta jucătorii de la echipa din Danemarca. Dar danezii momentan stau pe poziții. Mai au 45 de secunde cu care pot să lucreze. S-a aruncat smoke-ul pentru City Spawn. Starkiller încă nu face picul. Flash-ul, grenadă și cred că este un fake într-adevăr. Cei Zilo și cu Remoi deja merg către mid. Colibrien intră în mid chiar prin smoke. Și Invictus Aguilas trebuie să-și dea seama că este un fake. Într-adevăr asta se și întâmplă pentru că avem un grenad în site-ul B. Și acum aceștia vin grenade din nou către site-ul A. Geo și cu IGM sunt pe poziții. Va fi eliminat Geo și acum trebuie să descurce singur IGM. Dar nu poate mai mult. Chiar și Saule s-a picat sub gloanțele danezilor din site-ul A. Și astfel 2 jucători de la Invictus, Spizzy și cu Starkiller trebuie să vină la retake împotriva 3 oameni de la echipa din Danemarca, RTA, Zero și cu Remoi. Totuși sunt sub 50 pe fiecare dintre ei. Și ăsta este avantajul celor de la Invictus. Problema e că doar Starkiller are un defuse kit și dacă vor sta dispărțiți Spizzy și Starkiller, dacă va pica Starkiller, va fi greu pentru Spizzy să ia acel defuse kit de pe corpul coechipierului său. Iată că Spizzy acum este eliminat și totul este pe umerii lui Starkiller, care încearcă să ia acel AWP, dar pică sub gloanțele lui Zilo și va veni a 4-a rundă pentru echipa din Danemarca. Totuși, are vreo șansă ca vreo echipă din românească sau un român să ajungă în top la CSGO? Păi Nexus sunt top 50 în lume, Anthrax. Deci, ca să ne facem o idee. Avem jucătorii talentați, da. De ce se blochează la mine? Pentru că probabil din cauza internetului tău, pentru că n-am mai raportat nimeni problemă în PTML. Ceva legat de contractul cu game plan sau ceva de genul, dar în fine, nici cu tine nu rușine. Ah, mulțumesc. Îmi pare rău că au avut probleme, bebe. Ai Invictus ai în România? Ai Invictus ai în România? Să vedem dacă vor înainta danezii. Deja Invictus a pierdut un jucător. Deja de la top 30 crema Anthrax. Vine un smoke, de frumos a venit acel smoke. Trage Starkiller, are un pe 250 în mână și Berry a fost doborât, chiar Saules mai pune la pământ un jucător pe Remoi și astfel 3 vs 3 jucătorii din Invictus pot să fie, să facă ceva, se întâmplă din această rundă. Problema e că deja au fost secați IGM și Saules, ținte ușoare pentru cei de la echipa din Danemarca. S-a aruncat o incendiară. Nu au prea multe de pierdut jucătorii de la Invictus, problema e că nu au defuse kiturile. Colibrien doboară alături de Zilo, 2 jucători de la Invictus și astfel Geo în ultimul rămas în viață, probabil va sta la exit fraguri. Și cred că își va păstra poziția aici. Se duce chiar pe Colibrien, încearcă să-l prindă și iată că acel avantaj al armei AK-47 pentru Colibrien le aduce egalitatea celor, aduce egalitatea pe tabelă între OPA și Invictus Aquilas. Top 5 cei mai buni români la CSGO, depinde la ce te referi, poate să fie in-game leader, poate să fie entry frag sau lurker, poate să fie pur și simplu fragger la modul ăla, cum e Cosmin. Intră în site, îți bate 3 oameni și apoi se retrage sau moare și și-a făcut treaba.
Depinde. Iată-l pe Saules, primul frag pentru Invictus Aguila și acum, pentru, cred că pentru prima dată, cei din Invictus Aguila sunt în ultimele 3 runde, pleacă cu un avantaj de un singur om. Ha, Snow roșesc. Messi Network, ciao ciao. Fragări, nu pot, trebuie să stau să mă gândesc, pentru că nu spun nimic așa la grabă. Atât le-a fost la 5 rămân, zice Richard, păi unii spun că toate echipele se opresc la 5, e o vorbă, și uneori mai și funcționează, depinde. O să vedem, Antrax. Dacă în opinia mea, dacă Nexus rămâneau în combinația de jucători cu Xelo și cu Cosmin, încă un an cel puțin ajungeau în grupe la Major. Nu știu, Hero, să știi. M-am interesat și eu și nu știu. Iată-l pe Remoi, are în față pe IGM, să revenim și la match. Saules acum are 3 oameni care pot să vină dinspre banană, un frag va face și apoi intră în rol Starkiller. A tras Saules deja și cred că nu a făcut bine, va veni o incendiară pentru el, dar acum Starkiller poate să-i prindă pe cei de la Opa. O primă eliminare pentru el, dar pică sub gloanțele lui RTA, vine IGM din spate. Și astfel Remoi 1 vs 3, rămâne singur și iată cât de în spate este jucătorul de la Opa, nu doar atât, dar rămân fără timp. Și astfel Invictus câștigă această 11-a rundă la timp în fața celor de la Opa. Danezii au și așa, rămâneau cu foarte mult puțin timp pentru plant. Nu știu ce bomba a rămas în spate. Nu, cu siguranță nu au fost atenți la cronometru, danezii. Mersi frumos, Codruț. Mersi frumos, bine ai venit. Mersi, băieți. Mersi mult. Mă bucură. Mă bucură foarte mult, să știți. Încet, încet, Berry și cu Remoi vor înainta. Primesc un flash din plin. Iată că o Berry rămâne pe poziții. Putea să fie o țintă ușoară. Oare Saules să-l prindă pe Zilo și din boiler? Să vedem. Nu are gap-ul ca să vadă către boiler din acel colț. Flash prost aruncat de către Zilo. Saules a tras, dar a luat ceva damage. Vor intra acum în patio, probabil, jucătorii de la Opa. Se aruncă și Molotov-ul, chiar două puține probleme de comunicare din partea celor de la Opa, dar iată că vin fragurile de partea lor. Saules ratează acolo cu AWP-ul în side, va pica sub gloanțele lui RTA care este în balcon. Și astfel, Starkiller alături de Spizi, nou jucătorii din site-ul B, trebuie să îi vedem din nou, încercă să facă un retake. Ați observat că de multe ori rămân Starkiller și Spizi la retake. Asta este pentru că cei de la echipa din Danemarca au reușit să facă cele mai multe intrări în site-ul A, să pună stăpânire. Și cum Starkiller și Spizi sunt responsabili de site-ul A, aceștia trebuie să vină la retake dinspre site, responsabili de site-ul B, pardon. Aceștia trebuie să vină din celălalt site să încearcă să încerce să facă retake-ul. Starkiller un singur frag pe partea de retake, dar nu mai mult, nici nu cred că aș mai fi putut spune că încearcă Invictus un retake. Se pune pauză de către cei de la Opa. Probleme cu internetul. Haideți să vedem cum stau băieții cu pingul. Destul de bine toată lumea. Ceva mai puțin pentru danezi. E probabil un server de din vest. Dar Epsilon nu au bani. Da, cum zice piratul. Nu au bani. Ia vreau cum se duc jucătorii dacă se mai duce și Xelo, nu o să mai auzim de Nexus. Sincer, Richard, cam asta e și părerea mea. Din păcate, ca să fiu realist, asta e și părerea mea. Au, chiar al doilea jucător trebuie să iasă de la noua orga. De la, da, de la Opa. Da, Snow, dar ar fi nevoie,
Cred că mai, ce, o să ia, mai ia câțiva ani când o să vor vrea ei să facă așa ceva și cred că va fi la modul că vor angaja un anumit studio din fiecare țară să transmită limba respectivă, deși ei vor cele mai multe numere să le aibă pe canalul, de, canalul principal în limba engleză care transmite din locația respectivă, cum a fost acum din, din Cracovia. Nu mai explica ce este Basics. Ce am explicat și a fost foarte basic, dacă Darkness. Poate vine la semiția în loc, la Nexus în loc de Xello și cred că o să mai auzim puțin de Nexus. Să vedem, e atâta știu că Semințe nu mai vrea să joace la echipe din România. Asta nu înseamnă că e bătut în cuie, dar asta a fost ultima lui declarație, să spunem așa. A, aia a fost, a, în regulă. Nu te contrazic neapărat. Nu mai știu care a fost ordinea piratul. Da, exact, asta s-a întâmplat. Nu, Ozzy, dar nu zice neapărat Darkness ceva rău și nu pot să-l contrazic. Da, a fost o chestiune care e foarte, foarte evidentă și se observă, ca să spunem așa. Nu ar fi fost neapărat să o indic. De asta nu-l contrazic. Trag puțin de timp ăștia. N-aș crede că trag. De ce numai 64? Asta e situația, Steli. Acum, dacă stai să te gândești Darkness, e greu să stai mereu să găsești ceva de explicat neapărat. Uneori trebuie să indici și evidentul. Nu de fiecare dată, dar uneori. Oricum, și eu, dacă stau să mă gândesc, e absolut prima dată când am zis chestia asta cu de ce vin X și Y la retake. Dacă au revenit și băieții.
PSA când faci live? Când o să fie meciuri și o să pot să le, o să pot eu să le comentez. Păi, Darkness, dacă stăm să disecăm așa lucrurile. Acum, pentru Observer, să știi că nu este o problemă foarte mare, pentru că mă ajută autodirectorul. Dacă ar fi să fie meciul în direct, să fie fără delay, pardon, atunci da, ar fi o problemă și n-aș putea să comentez la aceeași performanță dacă ar trebui să-mi fac și observing. Cât despre co-casting, nu știu dacă ai te-ai uitat la RockMatches Open Qualifier România la LAN. Am comentat alături de Swamp și Swamp, bine, noi nu ne-am înțeles asta, dar Swamp ala cam luat rolul de main caster. Deci el de cele mai multe ori el nimerea pe fazele de acțiune în care trebuia comentat acțiunea la un mod foarte rapid. Și eu rămâneam pe partea de analiză. Și sincer, cu ocazia acelei competiții, mi-am dezvoltat foarte mult capacitatea de a analiza și a explica ulterior ce s-a întâmplat, dar da, cum ai spus și tu, nu ceva neapărat foarte evident, dar ideea e că atunci el reușind să comenteze, el fiind cel care comenta partea de acțiune, eu aveam timp să procesez și să îmi aranjez gândurile, astfel încât să pot să expun ceea ce s-a întâmplat pentru urmăritori după ce el termina de vorbit. Deci da, un co-caster e nu spune neapărat că e nevoie, dar ajută foarte mult să îl ai atunci când vrei să ca cineva, unul dintre cei doi caster să se ocupe de analiză și să explice ce și cum. Bună, Ana! Bună, bună! Haideți să revenim și la meci. L-a zis pe Remoi cu antifragul în banană, astfel... Spizzy cred că a fost terminat într-adevăr. Aveai puțin agresivitate din partea lui Spizzy. Cred că a fost prima... Cred că a doua oară când Spizzy a încercat să meargă ceva mai mult în adâncime pe banană către rampa de la Tero. RTA ia damage de la Saules, un headshot reușit de Saules cu pistolul, dar nu poate mai mult. Și deja, da, tactica celor de la OPA, au intrat prin mid, au mers prin arcadă și au venit prin city spawn direct către site-ul B. Remoi deja blochează banana, astfel încât să nu poate să vină niciun jucător de la Invictus la rotație prin această locație. Și rămân Joe și IGM împotriva doi oameni de la OPA. Deja coechipierul lui IGM a fost eliminat și poate IGM ar fi mai inspirat să facă un save, dar văd după poziționarea lui momentan că așteaptă pentru un exit frag. Așteaptă ca cei de la OPA să fie agresivi și să joace jucătorul de la Invictus Aquilas pe greșelile lor. Acum renunță la idee și se pare că se va întâlni cu Remoi, care fie destul de tare la galop din mid. La fix IGM s-a gândit să meargă înapoi către library, dar probabil să fie un contact între cei doi jucători de acele două echipe până la urmă. IGM trebuie să fie foarte atent și iată că este surprins de către Remoi și prea conducerea cei de la echipa din Danemarca. Hei, hei, Raz, ciao, ciao! Salut, Dohoti! Hai România să fie! Tu ești caster și co-caster. Deci eu nu spun neapărat că... Eu mă descurc și singur, așa consider că mă descurc și singur. Da, partea de analiză nu mai e la fel de bună, după cum am și spus. Dar consider că e ok și singur. Când e vorba de să fac co-casting, cu cea mai mare plăcere fac co-casting. Nu spun că nu-mi place, pentru că acum am experimentat la Asus, la Rockmasters și n-am absolut nicio problemă. Ăștia s-au activat, probabil. Salut, știe Găboanță, scuză-mă.
Jucătorii de la se aruncă smoke-ul pentru C-Spawn, chiar vine și flash-ul, și dar sunt 3 oameni de la Ictus Abilaz de această dată. Este totuși full eco din partea lor și asta este problema. Au picat instant, au câte un frag pentru fiecare om de la OPA care înaintase între acolo, cel puțin primii 3 care au intrat în site, și astfel Geo ultimul rămas. Să vedem, din nou rămâne singur Geo, un contact între el și RTA și pică fără nicio problemă sub lanțele de AK-47 a danezului. Cât de nervos e Zilo. Să nu știu eu în cap danezii de această dată, poate că... Mi-a plăcut execuția de acum două runde aceștia danezilor, probabil nici nu cred că a venit smoke-ul pentru patio. Cumva au reușit să se infiltreze City Spawn chiar cu 3 jucători și s-au văzut jucătorii din site-ul B total obliterați. Nici nu cred că există, nu e, Ana să mă ajuți aici, nici nu cred că e împrumutat obliterated. Sună ciudat, obliterați. Da. Oh, bine venit, revenit Ciplică, ceau ceau, The Dark Force, ceau, salut și ție. Măcar românii au trecut de 5 runde, păi până acum le-a mers foarte bine lor, Vlad. Dar acum sunt arme de calibru mare și pentru Invictus Aquilas și... Momentan, OPA nu au folosit multe dintre utilitățile de care dispun. Îi văd că se îndreaptă cu bomba către banană. Deja Berry și Remoi au avansat în acea direcție. Era Spizzy când a auzit, își pregătește un flash. Să vedem. Da, au aruncat ceva grenade, nu chiar toate, doar cât să-i țină pe jucătorii de la Invictus Aquilas în site-ul B și eventual să-l forțeze pe unul din site-ul A să încerce să vină măcar către City Spawn ca să îi lase cu doar 2 oameni pe ansamblu în site-ul A pe cei de la Invictus. Dar nu se întâmplă, iată că Saules de fapt abia acum se gândește să meargă către City Spawn, iar 3 dintre oamenii de la OPA vor intra către A, în timp ce fake-ul este executat în site-ul B acum. Saule se îndreaptă încet încet între acolo și iată cum Berry, după ce a aruncat niște grenade, imediat vine și el în site-ul A ca să-și ajute cu echipierii. 3 oameni vin din balcon, unul este în site, acela este Geo de la Invictus Aquilas, imediat doborât. Dar IGV ce poziție are, 2 fraguri pentru el, îl vede și pe RTA, dar rămâne fără gloanțe. A rămas foarte low RTA, 16-18 și acum trebuie să vine retake-ul de la Invictus, dar nu mai au tip. Cei de la OPA se plantează chiar în ultimele secunde, Remoi l-a prins pe Saule și acum sunt 2 vs 2 la retake. Starkiller mare grijă trebuie să aibă, în stânga sa este RTA, este foarte low totuși, îl elimină. Spizzy îl vede pe Remoi venind chiar dinspre balcon, a vrut Remoi să țină, s-a plantat pentru balcon și ar fi putut să iasă din acea locație dacă Invictus Aquilas ar fi vrut să facă acel defuse. Dar bine, bun a fost poziționarea lui Spizzy, imediat s-a urcat în graveyard și de aici a verificat balconul, a vrut să iasă jucătorul danez care era ultimul rămas în viață să verifice partea stângă direct către patio și iată că a fost penalizat de tânărul jucător de la Invictus. Și aș vrea să comentez cu Seranu, sincer. Deci nu e același lucru a oblitera, nu e același înțeles. Remoi a prins deja un frag, jucătorii de la Invictus Aquilas vine destul de repede. Doar 2 oameni de la echipa daneză în site-ul B și unul este eliminat deja, fuge pentru să-și salveze pielea. Zilo scoate unul chiar al doilea, continuă să tragă, îl elimine și pe Starkiller, rămâne totuși fără gloanțe. Vine Colibrien să îl ajute din spate, din ruine la timp și o rundă superb jucată de către danezi. Dar cea mai multă treabă a făcut-o Zilo. Dacă va fi o ocazie Hero, cu cea mai mare plăcere o să comentez cu BM. Berry a avansat, iată din nou agresivitate din partea celor de la OPA. Am văzut același lucru și de la Invictus pe partea de CT, dar Invictus Aquilas aveau... ei erau cu arme de calibru mare, în timp ce Norga și ei, undeva cu MP-uri, forțaseră. Dar Invictus de data aceasta sunt doar cu pistoale și a venit Berry în mid ca să scoată un om și imediat s-a retras. Problema era că...
Ar fi putut să fie eliminat și el destul de ușor, dacă erau mai mulți oameni de la Invictus în mid. Iată-l acum pe Saules, cum înaintează alături de coechipierii săi. Doi dintre ei au intrat prin balcon deja. Inferno e mapă de CT, Cipirică. Teoretic. Practic, se poate întâmpla orice. Da. Exact, Stone, exact. Da, Oles acum probabil să o ia la galop, dar probabil, dar l-a văzut și pe Colibri, întrage la headshot și iată că le elimină Geo care era în spatele lui, RTA totuși cu UMP-ul, continuă să tragă chiar din aer, primul frag l-a făcut Barry și acum se poate dubla cu echipierul său, Starkiller l-a eliminat și nu cred că știe unde este RTA, este acum, ține acolo la nisip și nu ar fi trebuit să mai facă niciun frag, într-adevăr nu s-a întâmplat asta, dar vine Remoi dinspre library, iar Zilo îl pune la pământ pe ultimul jucător rămas în viață de la Invictus, este acum a doua rundă consecutiv luată de către cei de la Opa. Desigur, împotriva armelor, împotriva o rundă de pistoale pentru Invictus și arme de calibru mediu pentru cei de la Opa, echipa din Danemarca. Vom mai vedea un full eco pentru Invictus pentru câțiva dintre jucătorilor cel puțin. Pe 250-uri vor fi pentru Geo și Starkiller în această rundă. RTA din nou agresivitate, dar în ultima rundă a fost Barry, dar aceasta dată este RTA, mă scuzați, și iată că cei doi scot trei oameni de la Invictus Aquila, Spizzy și Starkiller rămân imediat singur în viață și acum îi așteaptă pe Opa să vină să îi vâneze. Și bine fac, ar putea să scoată cel puțin o armă. Să vedem care este poziția lui Spizzy. El ține second mid-ul și da, ar putea să vină cineva din acea parte, dar de obicei ar veni mai probabil să vină dinspre mid și într-adevăr asta s-a și întâmplat. Trei runde luate de către Opa, dar acum vin armele de calibru mare și pentru Invictus Aquilas AK-47 și utilități, armură mare. Și acum am putea spune că este șansa celor de la Invictus să reducă din această diferență. Ce e important este să nu-și piardă moralul Invictus Aquilas. Nu uitați că este un best of 3. A, da? Ok, Anthrax n-am... n-am știut de update-ul ăla, sincer. Acum și cei de la Opa s-au gândit. Cel puțin în prima rundă de pistoale. Haideți totuși să revenim în această rundă și vă explic după aceea. Două fraguri pentru cei de la Invictus Aquilas. Rămâne Colibrien în partea din spate a balconului și de acolo va încerca să tragă către jucătorii de la Invictus care înaintez către site. Iată că Spizzy nu lasă să facă prea multe, se va planta imediat și probabil Remoci cu Zilo vor face save-ul pentru că sunt 5 jucători de la Invictus în viață. Totul este galben sau beige, să spunem așa, în site-ul ăla și va fi greu, extraordinar de greu pentru ei să facă un retake astfel, 2 versus 5 și deși au defuse kit-uri, e mai greu să facă fragurile pentru a ajunge până la bombă mai degrabă. Și ăsta major, e nu e major la modul acela, dar se numește ESL Major League 2017. Spizzy foarte aproape de Zilo și iată că le elimină. Ce poziție a avut Spizzy? Neconvențională, trage și Saules. Și bine că s-a oprit dintre Saules. Cred că i-a dat ceva damage lui Geo, dar putea să-i dea un... să le elimine cu un headshot. Sau s-a oprit la timp dintre as. Este în Major League Summer 2017. Și echipa care se califică... Nu, cele două echipe care ajung în finala acestui bracket, acestei cupe, se vor califica în SEA Montedun League sau SEA Premier, unde este acum Nexus alături de echipe ca Fnatic Academy, Space Soldiers, Flipside, Gambit și așa mai departe. Deci o ligă foarte mare, să spunem așa. O secundă. Pardon, se va bloca puțin screen-ul. Așa, revin acum.
Donație de la Cristi. Am rezolvat cu PayPal. Mi-ai zis că ai probleme. Sper că și cu PC-ul rezolv cât de repede. Cristi, mersi frumos. Donații de la Cristi, 1 euro. Iată pe Victus care acum vor înainta direct către site-ul LAM. Totuși RT ale MNPG o îl vede. Probabil IGM prin smoke pe Berry în arcadă. L-a eliminat. 3 oameni vor veni acum de la Invictus Aquilas dinspre library. Câte un om pică de ambele părți, dar RT ce poziție are în graveyard. Dar acum ar trebui să-l vadă jucătorii de la Invictus. Saules continuă să tragă și este 1 versus 2. 18 pentru RT și stă pe poziții momentan. Încearcă quickscope-ul, nu reușește. Saules, mare grijă, se pune pe plant. Ce faci, Saules? Nu mai avea timp și de asta s-a și pus pe acel plant. Era totul sau nimic pentru Saules. Și iată că nu a mers bine runda pentru cei de la Invictus Aquilas. Au bani totuși, destui pentru a merge pentru încă o rundă de bai. Remoi și Colibrin sunt frați, ia-uzi măi. Salut, Gabriel. N-am știut. E sigur, Verti, eu am văzut că se vor califica în SEA Premier Season 26. Da, exact. Deci e... este... Dar se numește acum SEA Mountain Dew League. Acum, și-a schimbat numele. Astea sunt sferturi de finale. Da, sau... au fost probleme. Probleme de la Invictus au apărut aici. În față la arcadă, de foarte mult s-au întors și nu au executat repede și cu... Și nu erau foarte hotărâți în ceea ce făceau. Mersi, Cristi, pentru donația ta. Te salut. Zilo se uită și... în spatele coechipierului său, așteaptă. Din nou lasă cei de la Invictus timpul să treacă și cam acum ar trebui să încerce să-și facă intrarea, având în vedere că ultima dată au avut probleme. Iată, se aruncă smoke-ul direct pentru multe smoke-uri în site-ul ăla, care secționează site-ul. Acum totul este pe fraguri. Cei de la Invictus ar trebui să aibă mare grijă. Este Vâlvede Spizic pe Berry, le elimină. RTA este în partea stângă sus, chiar în site urcat pe acea cutie. Le elimină Starkiller. Fraguri de ambele părți, dar este în colibri, era în site. Rămân astfel Geo și GMM. Totuși, această situație a mers cel puțin din punct de vedere al numărului de fraguri favorabil pentru echipa din România. Rămânând Remoi 1 versus 2 împotriva lui Geo și GMM, doar cu un AVP. Și acest AVP poate să fie un avantaj și poate să fie un dezavantaj. Marele dezavantaj fiind mobilitatea pe care nu o are Remoi. Este văzut acum de către Geo și eliminat fără nicio problemă. Și vine runda în sfârșit pentru Invictus Aquilas. Vlad, mersi, Cipelica. Îmi pare bine că îți place. Mersi, Cristi, că ai plătit și taxele alea pentru donație. Da, gol România. Pistoale pentru Opa și este șansa celor de la Invictus Aquilas. Iată ce boost de la cei de la Opa, danezii. O poziție destul de... Pardon, mă scuzați, vă rog frumos. Neconvențional a lui Colibrien. Totuși, problema lui Colibrien e că dacă un jucător de Invictus intră în mid, el s-ar uita normal dacă este un jucător urcat pe acest, pe acel acoperiș al terasei sau patioului din spatele lui Colibrien. Și așa ar fi verificată această zonă și l-ar putea vedea foarte repede pe Colibrien, un jucător de la Invictus care înaintează într-acolo. Dacă vedeți, era, uitați-vă în partea stângă, oricum s-ar uita cineva să verifice acea direcție. Într-adevăr, nu este neapărat urcat pe acel... Spizzy, trebuie să fac acest frag și acum să deschide site-ul B. Să vedem dacă jucătorii din Invictus Aquilas vor profita și vor merge într-adevăr direct către site-ul B destul de repede. Berry și Remoi deja vin la retake. La retake, mai bine spun, la rotație. Și cum Invictus Aquilas au cam așteptat și rămân cu 35 de secunde, probabil intrarea se va face către site-ul B. Dar Starkiller poate rolul său, să vedem, Starkiller rămâne doar cu un molotov. Dacă avea ceva mai multe grenade, ar fi putut să le dea către site-ul ăla și să mai țină puțin jucătorii de la OPA în acea locație. Dar uitați-vă cum OPA nici nu vin la retake. Starkiller ar fi vrut să stea în mid, să mai elimine un jucător de la OPA, un jucător danez care ar fi venit către site-ul B prin mid, dar nu se întâmplă asta. Și da, cei de la echipa daneză aleg să țină de acele pistoale.
Încă o donație de la Cristi, salut și ție să fie. Salut, salut Cristi, din nou. Mersi frumos. Încă una mică, să fie, mersi frumos. Udă florile. Da, trebuie să ude și cineva, și cineva florile de pe, de pe Inferno. Acum, oare, da, îi așteaptă cei de la OPA pe Invictus Aquilas să vină către site-ul ăia la vânătoare, dar nu riscă nimic Invictus. Acum, din nou, stau cu banii destul de rău, dacă vă uitați cei de la OPA. 2000 de dolari după ce au ales să meargă pe pistoale și ei nu au, problema lor e că au investit în acele pistoale în ultima rundă și nu au scos mai nimic, au rămas cu 4, cu 4 oameni în viață, astfel 4 pistoale care nu au fost puse la treabă. Invictus Aquilas, să vedem cu câți jucători au terminat ultima rundă, da, cu 5 oameni au terminat ultima rundă, așadar au investit cei de la OPA și în pistoale și nici nu le-au folosit. Dacă, probabil, dacă stau să mă gândesc, și dacă n-ar fi cumpărat pistoalele, tot nu aveau bani destui pentru a cumpăra în această rundă un full buy. Așadar, n-am putea spune că este neapărat o pierdere pentru ei, dar poate ar fi trebuit să încerce ceva cu acele pistoale și să acum, în cel mai rău caz, în această a 23-a rundă, să fie într-un full eco. Hai să-i batem, hai să-i batem atunci, Dark. Respect Cristi, da, respect Cristi și de la Grinzeanu și de la mine. Se ia bomba din spate către Saule sau nu? O lasă să stea pe butoi. Cât de înaintați erau cei doi jucători de la Invictus și iată cum este stack-ul de la OPA pentru site-ul B. Încă au timp Invictus Aquilas să se răzgândească. O intrare în site-ul B ar fi destul de urâtă, pentru că Remo, iată crossfire-ul făcut de jucătorii celor de la OPA danezii în site-ul B. Vor fi prinși din trei părți dacă înaintează către parte din fața site-ului. Totuși, smoke-ul nu va anula destul de mult câmpul vizual al lui Colibri, în care este partea dreaptă sus, dar Starkiller îl elimină și astfel rămân doar doi oameni în site-ul B. Pică și Zilo, rămâne Remo 1 versus 4 chiar acum. Barry vine din spate, a fost eliminat 1 către 1 danezii și cât de bine au executat Invictus Aquilas această intrare. Au verificat prima și prima dată jucătorul care l-ar putea vedea prima dată undeva la spulz, era primul. Apoi dreapta sus pe la ghiveci era Colibrien, Starkiller imediat s-a uitat în acea parte și au mai rămas doi oameni, unul în dark, unul la tree box și ei au picat unul câte unul după aceea, dar gustul de a fi eliminat unul dintre jucătorii de la echipa din România. Ulterior a venit Barry din spate, dinspre banană, dar repede un jucător de la Invictus Aquilas s-a uitat și el în acea direcție. Este foarte important să gândești out of the box, să spunem așa, și să nu ai tunnel vision-ul acela. Îmi pare rău că folosesc termenii în limba engleză, dar poate sunt ceva mai sugestiv. Să nu gândești neapărat doar așa, să n-ai un orizont foarte îngust și să gândești puțin mai amplu situația și să, când jucătorii tăi înaintează, eventual să încerci să te uiți și de spate. Salut Next. Saulesc, a fost prin smoke? A fost prin smoke? Nici nu am văzut pentru că mă uitam la chat. Dacă a fost prin smoke, trebuia să fiu mai atent. Vai, cred că a fost prin smoke dacă m-am uitat bine. Vă rog să spuneți voi în chat că știu că ați fost mai atent decât mine. A venit flash-ul din partea jucătorilor de la OPA. Zilo a înaintat către banană și a eliminat doi jucători pe Spizzy și pe Starkiller. Zilo l-a pus la pământ și acum vor înainta direct pe site-ul B, dar rămâne acel gap. Îl vede IGM și le elimină la fix pe Remoi. Și astfel se trage de către RTA direct din spre City Spawn. A fost prin smoke, da. Să nu mergi ca și calul înainte, da, e bine spus. Așteaptă Saules pe RTA la bruire și le elimină astfel Colibrien, 1 vs 3, nici nu mai încearcă să facă ceva. Stă la un exit frag totuși și a lăsat gap-ul destul de mic și poate să prindă o linie. Îl vede pe biată pe Geo, pe IGM, dar a ieșit și Geo. Geo a fost eliminat și IGM are fragul în cele din urmă. Da, strigă, bă, n-am fost atent Steli, din păcate. Să-i dăm moderatorului Next și pe acest canal.
pe Balcan, mai bine să te ai pe YouTube. Din păcate, crede-mă că dacă aș sta numai pe YouTube, nu aș putea, n-ai putea să vezi acest match. Cel puțin comentat de mine. E nevoie de să fie pe Twitch înainte de toate și meciurile care sunt pe ESL, e nevoie să fie pe un astfel de canal ESL bare jos numele tău, care crede-mă că a fost puțin efort ca să reușesc să fac rost de el. Așadar, dacă nu, dacă eu stau pe YouTube dacă vreți, numai exclusiv, dar o să fie anumite meciuri pe care nu o să le vedeți deloc. Și majoritatea acum se joacă în SEA plus ESL. Așa, asta este sezonul. Dar credeți-mă că atunci când va fi nevoie, voi prioritiza meciurile care le, pe care le pot comenta pe canalul de YouTube. Ah, where te-am făcut clip, să-mi zici dacă îl dorești. Păi trimite-mi Mihai pe pagina de Facebook dacă vrei. Păi da băieți, voi aveați moderator oricum, așadar trebuia să vi-l dau și aici. Ciao, ciao Vlad, îmi pare bine că ai stat pe aici până acum. Să-i urmărim acum pe cei de la Invictus Aguilas care rămân 4 versus 3. Eu nu aveam mod, dar mersi. Păi next, îmi pare bine că ești sincer atunci. Înseamnă că te-am... Te-am încurcat eu cu cineva? O să vezi meciul pe YouTube, Vlad. Iată că am intrat în site-ul ăla, s-a plantat și site-ul ăla este liber. Au mizat totul jucătorii de la OPA pe site-ul B și acum vin la retake cel mai probabil. Bine, next. Dacă zici așa... O să trebuiască să verific cine e cine, oricum. Te-am încurcat, în sens. Sau acum glumești, nu știu, pentru că... Știu, cred că vreo 2 sau 3 persoane cu numele Next Killer sau Next. Zilo, o elimină pe Geo care avansase. Bine-ți dau acum și tu. O secundă. Și mai rămân 3 oameni de ambele părți. Saul, Spizzy și Starkiller luând ceva de meci. Worthy error. Uite-te pe Steam. Aha. Nu aveai mod, omule. De ce n-aveai mod totuși? Eu știu că aveai. Bine, Vlad, mersi frumos. De ce nu sunt români obișnuiți să se uite la stream-uri pe Twitch? Eu folosesc Twitch de 3-4 ani. Nu știu să spun, oricum YouTube-ul e mult mai, nu știu, YouTube-ul e ceea ce e în România, asta e, să spunem așa. Seara bună. Să revenim și la meci, pentru că l-am mai comentat, au luat Invictus Aguilas, au luat avantajul aici pe Inferno, prima hartă pe care o urmărim astăzi. Și intrați, va face către site-ul B prin banană. Este doar Zilo care este responsabil de acest site. Se aruncă flash-ul de către el, dar nu este efect pentru jucătorii de la OPA. Smoke-ul pregătit către Saules, dar trebuie să intre jucătorii de la Invictus ceva mai repede. Le-au dat timp celor de la OPA. O mică greșeală, aș putea spune, a celor de la Invictus Aguilas. Le-au dat ceva timp să rotească jucătorilor danezi. Abia acum se verifică aceste proximități ale site-ului, dar nici danezii nu prea au tupeu să se bage. Saules trage, de fapt este RTA care trage din City Spawn cu AWP-ul și iată că se retrag. Danezii nu mai au bani, cel mai probabil, da, uitați-vă care este situația lor financiară. Doar Zilo și eventual Berry vor, nu, Zilo și Berry au fost eliminați și nu vor reuși să dea dropuri. Și aici intervine problema enormă pentru cei de la OPA. Dacă ar fi rămas Zilo în viață, dacă ar fi rămas Berry în viață, aveau bani, aveau echipamentul de pe ei și aveau și ceva mai mulți bani, banii de pe runda pierdută și astfel cu siguranță ar fi reușit să dea dropuri, două dropuri. Dar dacă fix ei au fost eliminați, uitați-vă acum că cei trei oameni în viață, rămași în viață, Zilo, să vedem ce va face Zilo. Cumpărat. Cred că a dat un drop, pentru că de la 7400 de dolari s-a dus în jos rău de tot. Oare a s-a cumpărat încă un AWP, da?
Să le zici la danez că e împrumut, dar cer de bună 100%. Cu ce e împrumut, totuși? Salut, Tăuanec. Probabil să fie un laser pentru români. Sau le să așteaptă cu AVP-ul. Am început să stea la entry flag-uri în Vicus Aquilas și e bine ceea ce fac. Apropo, băieți, nu uitați, dați un follow și canalului acestuia pentru că e canalul nou. Cei care poate vă uitați, v-ați uitat de mai multe ori la mine și aveți follow și slash subscribe la celelalte canale. Dați follow și la acest canal pentru că va fi aici, voi comenta ISL slash SEA și să fiți la curent acolo. Doi jucători în site-ul vede la cei de la OPA din nou, mizează cu 3 oameni în site-ul ăla și iarăși nu va merge totul pentru ei, cum ar trebui. Berry l-a prins pe Starkiller înaintând. A fost un pic pe care l-a riscat Berry și iată că a mers totul cum ar fi vrut el. Mersi frumos, Mihai. E best of 3, da, Eldius. Flash-uri aruncate de către cei de la Invictus Aquilas. Berry mai scoate un frag. Splitter e double kill pentru Berry. Collateral pe Saules și Geo. Vine totuși și GM și doi oameni doboară acesta. Ia bomba din spate, trebuie neapărat să o planteze. Mai are doar 10 secunde și ar trebui neapărat să facă asta. Aruncă smoke-ul, aruncă incendiara, să nu poată să înainteze jucătorii de la OPA direct prin smoke, dar iată că vor risca să facă asta și îl elimină cu costul de a lua ceva damage. Și runda merge în favoarea danezilor. De ce ai acest nou cont de Twitch? Pentru că acest canal de Twitch este unul care va avea parteneriat cu ESL și o să vedeți că va lua Verify, va lua, o să fie buton de subscribe, o să fie tot acâmul și e nevoie de un canal oficial ESL pentru a putea să comentezi cupele de ESL. Oricine altcineva care comentează, ocupă ESL și nu are un astfel de canal, o face practic ilegal. Eu vreau să fiu în completă legalitate și să nu am probleme cu nimeni. Și de asemenea să vă aduc vouă meciuri. Deci dacă nu, repet că dacă nu aș avea acest canal, n-aș mai putea să comentez nici SEA, nici Mountain Dew League, nici SEA Main și nici cupe ESL. Deci eu zic că e mai bine așa. Deja e buton de sub? Ah, ok. Dar apropo, vă recomand, sincer, vă recomand să nu dați subscribe pentru că subscripțiile pe Twitch sunt al naibii de urâte. Dacă vreți, v-am mai spus, eu nu cer donații, dar dacă vreți să mă ajutați cu ceva, faceți-o printr-o donație și nu o faceți prin subscription, subscribe pe YouTube, pe Twitch, pentru că mai mult ajutați Twitch-ul decât pe mine, să știți chestia asta. Mai mult ei câștigă decât mine și oricum banii de pe subscripții se primesc după vreo 3-4 luni. Nu merită. Nu mă ajutați dacă se face asta. Asta e, urât că e așa. Dar rin totuși la meci pentru că cei de la Invictus Aquilas din nou înainte să câte să-i surbe. Doi oameni vin de la ruine, IGM se pune direct pe plan. Berry încearcă să facă wallbang-ul și IGM scapă. S-a venit și acel smoke și iată că IGM se bagă direct prin acel smoke. Berry îl vede, dar nu reușește să le elimine pentru că a trebuit să le încarce. 3 versus 4 și acum Invictus trebuie să apere site-ul. Rămân totuși fără nicio urmă de utilitate. Nu au smoke-uri, nu au flash-uri. Iată că Geo totuși mai scoate un om. Două flash-uri în fața celor de la Invictus Aquilas, Colibrien și Remoi. Doi oameni scoși, este Starkiller care trebuie să se descurce. Totuși a fost auzit de către Colibrien în smoke și eliminat. Se egalează scorul aici pe Inferno, 14-14. Și iată că banii, totuși, sunt în favoarea celor de la Invictus. Care echipă crezi că e mai bună de Nexus sau Invictus? E Nexus mai bun considerând rezultatele lor. Și când au jucat cu Invictus, i-au învins. Noapte bună, găbonță, ceau, ceau. Pardon. Secundă.
O secundă, îmi pare rău. Așa, s-a făcut deja un anti-frag de către Invictus Aquilas. Îmi pare rău că am trebuit să fac ceva și că nu am comentat pentru câteva secunde. Mai întrești unde ai fugit. Da, Eldios, că tot vorbeam. Îmi pare rău. Se aruncă grenade către cei de la Invictus Aquilas și gata că se îndreaptă direct prin mid înapoi către banană. Dar Zilo vine din spate și poate să-i surprindă. Se duce direct pe urmele lor și Invictus Aquilas nici nu cred că se vor uita în spate. Zilo vine, scoate un om, dar acum trebuie să aibă mare grijă și trebuie să continue să înainteze jucătorii de la Invictus. Remoi și el un frag și nu știu dacă l-a eliminat cineva din spate pe Zilo. Nu, Zilo este încă în viață și s-a retras. Iată că merge către site-ul înapoi. Acum jucătorii de la OPA trebuie să aibă, trebuie să se coordoneze foarte bine ca să scoată jucătorii. Saules, fric și de la el, 2 versus 3, retea și el cu AWP-ul, scoate un om, încearcă să tragă după Saules care rămâne fără timp, îl elimină, double kill pentru jucătorul danez și asta înseamnă că este match point pentru OPA. Și uitați-vă care e problema, Invictus, 3000 de dolari pentru 4 dintre jucătorilor, 2-3 galiluri. Totul este cumpărat la panică de către Invictus Aquilas și cu mari probleme, mari probleme economice. Se aruncă o grenadă în mid, oare să o ia cineva din plin? Nici de cum nu se întâmplă. Trebuie să joace la egalitate pentru overtime această rundă cei de la Invictus Aquilas. I-au lăsat prea mult, au luat 3 runde consecutive cei de la OPA după ce au venit, a fost o revenire cu 6 runde reușite de către ai noștri. Am deja vu, aoleu, și cum s-a terminat Darkness? cum s-a terminat zine și nouă? Doar un jucător de la OPA în site-ul B, Remoi, poate să se rotească repede, dar au 3 smoke-uri cei de la Invictus. Iată că deja unul l-au folosit. Este probabil, nu sunt date pentru site. Trebuie să vină și acela pentru City Spawn. Acum a venit, dar Berry are un AWP, l-a inat pe unul dintre jucători, a aruncat un flash. Și GMA acum, da, se pune presiune, dar acum Invictus trebuie neapărat să-și dea seama repede de faptul că site-ul B este liber, trebuie să joace la overtime, s-a plantat și acum No Orga, cei de la OPA, de fapt ex-OPA, trebuie să vină să joace la retake, trebuie să îi împiedice pe cei de la Invictus Aquilas să ia această rundă, cât de încet vine Zilo prin mid, nu riscă absolut nimic, Invictus Aquilas totuși, toți cei 4 oameni sunt în site-ul B și așteaptă, au 5 defuse kit-uri jucătorii danezi, se aruncă 2-3 incendiare de către jucătorii de la OPA. RTA trage și acum va avea câmp vizual liber. Berry le elimină deja pe Speezy. Pică Geo, IGM, 2 fraguri pentru el. Rămâne singur, 1 versus 3. Și va exploda, oare bomba? Oare au timp? Oare cei de la OPA să dezamorseze această bombă? Este luată runda de cei de la OPA și 16-14. Merge Inferno pe partea danezilor după o rundă care ar fi putut să meargă pe partea celor de Invictus dacă mai trăgeau puțin de timp. Au fost eliminați repede 3 dintre jucătorii lor și IGM nu a reușit să facă mai mult decât să scoată 2 jucători. Din păcate, merge această rundă, această primă hartă pe partea danezilor. Ai vreo echipă preferată de CSGO? Nu am o echipă preferată, Eldios. Nu se ia bani pe gândire cei de la Invictus Aquilas. Dacă nu îi lăsau să salveze 13-12, acum era 16-12. Da, acum poți să spui de multe ori că dacă nu se întâmpla aia, se întâmpla asta și așa mai departe. Da, asta, oh, PogChamp! Ah, ok, am înțeles Darkness. Credeam că e match B-Pro versus Invictus. Se încarcă overpass acum. Mhm. Se mai joacă Dust? Absolut deloc. Dați puțin. Da, am rezolvat. Nu se joacă Dust. Dar eu am ceva probleme sau cel puțin. Până se încarcă GoTV-ul.
Și-a dat altă viață, da, se joacă Overpass. De ce? De ce începe iar X-ul? Stai, nu se pune așa problema. Și că trebuie să încep mereu cu colțurile, se spune. Xigero Poc Champ! Păi, nu avea de ce să-i lase să salveze, pentru că cei de la Invictus aveau 8 ca fiecare. Nu aveau nimic de pierdut. Așa de rău. A fost blat. Bună. Dar știți care e problema? Eu nu pot să ies de pe hartă. Serios, a fost pe control și nu se întâmplă nimic. Oh, wow. Ok. Then. What? Serios? Ok, stați un pic. Ceva nu e regulă. Trebuie să... trebuie să dau restart jocului, vă spun foarte sincer. Deci nu pot să-mi deschid consola. Pentru că e deschis chat-ul și peste chat, cum ar veni, e deschis harta și dacă apăs control nu se poate închide harta. O donație de la Cristi din nou. Ce desen ai tu acolo, Werty? Oh, câștigă Nike Zero, Cristi. Mersi frumos încă o dată. Da, disco nu merge, nici escape nu pot să dau. Vă spun, foarte sincer, trebuie să dau restart la joc. Wow, și cum? Da, trebuie să-i dau din task manager, trebuie să-l opresc. Să uit acolo trenul de pe overpass. Bun, intrăm iarăși în joc. O secundă. Ar trebui să scriu și eu pe paginile de... Da. Ana, mai ești pe aici? Nu mă aude, Ana. Poate mi-e pe aici. Snow, ai moderator pe can... Pe... Știi, hai că știi. Pe grup. Best of 3, X și 0. Accepted. Stai numai puțin. Ah, băiatul ăsta. E un singur băiat care comentează în limba engleză și are 1000 de viewer. Vă dați seama? Dar nu, că e un francez și vă spun că nu, dar vorbește engleză pocită rău de tot băiatul ăsta. Dar se uită 1000 de oameni la el pentru că e singurul care vorbește limba engleză. 1-0 Invictus, nu, 1-0 pentru ceilalți. Nu am moderator doar aici. Ok, hai că o să anunț eu. Bun. Așa, mai merge. Ce a zburat RTA? Nu știu dacă ați văzut. Nu, n-ați văzut. Vai, l-a bătut de aproape cu M4, dar l-a trimis în ceruri, nu știu cum, IGM. Meciuri de League, nu o să comentez de League of Legends, nu. Nu. Absolut deloc. Nu, 1-0.
Pac. Uite așa. Bun. Map 2. Ups, stați o secundă. Îmi pare rău că e blocat screen-ul, dar v-am spus, dacă activez Windows Mode, merge mai rău jocul, așadar mai bine așa. O să rezolv și eu odată chestia asta. Live. Map 2. Și. Bun. Meciuri de Dota, nici de cum. Overwatch. Overwatch am comentat, pentru cei care nu știți. Am comentat înainte de Overwatch, am comentat înainte de CSGO. Apropo, pentru cei care sunteți noi, facem și noi 1000 de like-uri pe pagina de Facebook, 991 de like-uri la 9 persoane distanță. Salut, Capi, salut, salut. Aveți acolo link-ul, dacă vreți să dați un follow-uri, avem 1003 deja. Deci sunt persoane care au dat follow, dar n-au dat like. Da, na, lumea se uită după like-uri și facem și noi milestone-ul ăsta de 1000. Așa. Bun. Am anunțat și pe Facebook. Bun, și haideți să mergem în joc. Și ce mai faceți? Cum vă merge? Și așa mai departe, Sony Clone, what's up? Oh, piatra de hotar, corect. Hai, bă, ce faci? Bine, băi, Sonic. Ce mai faci? Ne cunoaștem? Bă. aveam un prieten, dacă stăteai prea mult cu el, el numai cu bă vorbea, deci efectiv tot orice zicea, prima dată începea fraza cu bă și te molipseai de la el și te apucai și tu să zici, păi bă, și apoi whatever. Uite, comentez Sonic. Da, 1-0 pentru Opa. Și ambele echipe. Anche ambele echipe sunt aproape gata. Da, 3 jucători din 10. De fapt. Poate echipele de tier 1 au vacanță doar luna august, nu? Din câte știu, echipele de tier 1, nu știu dacă e toată luna august, cel puțin știu că, de exemplu, Nexus au până undeva la jumătatea lui august, că după aceea le începe ESL Mounted League și așadar nu prea pot să fie în vacanță mai mult. Dar dovada că există o vacanță, Richard, e că e faptul că nu sunt meciuri deloc. Nu există cupe. Și așa mai departe. Wow. Scodați ăștia, îi dau în judecată. Ar putea să fie antidoping pentru substanțe care îți îți măresc concentrația, capacitatea de concentrare. Acum
să existe ceva să trage mai bine, nu cred că ar fi, dar ar fi rezultatul, ar trage bine, ar fi rezultatul concentrării, poate că. Da, vacanță, îți dai seama că au, dar nu știu să spun exact cât și cum. Da, în august sigur este. Haideți să revenim la meci, runda de cuțite dintre Opa și Invictus. Și iată că îi așteaptă Opa pe cei de la Invictus Aquila să vină în close quarters. Și va fi interesant să vedem ce se va întâmpla aici. Starkiller cu o eliminare pentru el și pentru Saule. Sotur Zilo și Coremoi scot 2 oameni. Rămâne Spizi 1 versus 2 și nu poate să facă prea multe. 1 versus 2 în această situație, fiind înconjurat de cei doi oameni de la Opa rămași în viață. Și Orga, Opa, merg pe partea de CT. Destul de, ai putea spune, așteptat. De așteptat. Da, exact, nu. Ah. Schimbăm și noi. Colzera s-a drogat dopat, dar nu cred. Păi, cred că l-a drogat pe, nu știu, pe caracterul lui din joc, la cum a dat două nou scopuri, unul după altul din săritură pe acolo, pe miraj, știi? Destul de ramustat, am putea spune, felul în care au luat cei de la OPA prima hartă pe care am văzut-o. De acest dată, Invictus Aquila sunt pe overpass pe partea de Tero. Salutare, Dagger! Oh, Dagger, nu te-am mai văzut de foarte mult timp. Bine ai revenit, Danthrax. Și Invictus au șicat împotriva celor de la Ariu la, la Rockmasters Open Qualifier România această hartă overpass și le-a mers destul de urât, mai urât decât aș fi crezut. Invictus au un win rate de undeva la 85%, dacă nu mă înșel, pe HLTV, pe harta overpass. Bine, asta sunt doar hărți care, ale meciurilor care au fost înregistrate și pe HLTV. Cu siguranță Invictus au jucat mult mai multe, mai multe meciuri. Să țip și tu când sunt faze mișto. Păi ăsta e Werty, domnul Sonic. Îți dai seama, am țipat. Uite, îți spune și Antrax. N-ai grijă, o să fie. Perry vine dinspre lung și probabil să prindă pe IGM. IGM la fix se repliază puțin, dar iată că și Colibri întrage dinspre GSG Truck. IGM le elimină cumva pe Perry, continuă să tragă și acum Colibri le elimină pe coechipierul său, Saules, pardon. Remoi mai scoate un om, continuă să tragă și iată cum au picat Starkiller, Geo și cu Spizi înainte dinspre toalete. O rundă care a mers fără nicio problemă pe partea celor de la Opa, care au pierdut doar un om. A fost la un told, îmi explici pentru ce se bat băieții. Păi, Dagger, băieții se bat acum pentru un loc în semifinalele cupei ESL Major League. De fapt, ESL Major League a fost o ligă care s-a jucat în sistem de grupe cu vreo 7 echipe pe grupă și au fost foarte multe grupe. Parcă primele două echipe au intrat în play-off acum și acum și cei care sunt în play-off se bat pentru a ajunge în finală. Cei care s-au ajung în finală iau parcă 2000 respectiv $1000 și desigur se califică și în SEA Mountain Dew League, care e fostul SEA Premier, unde acum este Nexus și unde joacă ei alături de echipe precum Flipside, Gambit, Fnatic Academy, ia să vedem, Space Soldiers și Kinguin. Deci dacă Invictus Aquila ajung acolo, este o performanță extraordinară din partea lor. Foarte mult au ținut cei de la Invictus Aquila de această rundă, cel puțin până acum. Au trecut 55 de secunde și nu prea au avut un contact cu niciun jucător de la Opa. Pe acum IGM se arată în lung și văd că au cumpărat utilități Invictus Aquila. Smoke-uri pentru 3 dintre jucătorilor. Le pot folosi în site-ul ăla, dar bomba a rămas în spate. O va lua cu siguranță Spizi. Spizi de obicei, când jucătorii, când cu echipierii săi se află către site-ul ăla, el joacă la Monster în această locație și așteaptă să facă un entry frag dacă se poate. Iată care au aruncat deja un flash jucătorii de la Invictus, se mai aruncă unul. Mi-a venit flash-ul și din partea celor de la Opa. Și acum vor înainta, trebuie cu pistoale să încerce să scoată ce se mai poate. Iată cât de frumos au secționat site-ul cu smoke-uri. Nu se poate vedea nimic. IGM o primă eliminare. Moi totuși are poziție destul de bună, scoate 2 oameni, rămâne fără gloanțe.
Se bagă Zilo agresiv, Geo elimină un jucător. Boma pică acum Zilo în prim frag, al doilea, al treilea pe IGM și runda merge pe partea danezilor. S-a cerut pauză și revin și eu imediat cu ocazia acestei pauze, numai puțin. Probleme de internet pe partea celor de la... Opa! Spus el Dios că o să revin. De data aceasta chiar am spus. Nexus când joacă? Până în 15 au vacanță. Ce suc? A, da, este apă. Nu mai beau sucuri de foarte mult timp, nu. Apă plată de prune. Păi da, ne aflăm în Ardeal, un pic de palincă, dar să comentez și cu tot cu palincă. Jucătorii de la Invictus deja au înaintat. Boma merge la party. Doi jucători sunt acum în lower și el au în față pe Remoi, care continuă să tragă. IGML pune la pământ în cele din urmă. Iată cât de repede vin trei oameni de la OPA direct către conector. Acolo este IGML, trebuie să se descurce singur. Nu poate mai mult. Și iată că această rundă va merge fără probleme pe partea jucătorilor de la OPA. E timpul pentru ca Invictus să încerce să revină cu această rundă de pistoale, cu această rundă de arme de calibru mare, mai bine spus. Da, păi Snow, să știi că am căutat de foarte multe ori sucuri făcute, gen să găsesc suc de portocală, dar portocală soarsă și să fie de ala care are termen de valabilitate, știu eu, 3 zile, 4 zile, Geo o trage prin smoke și îl pune la pământ pe Remoi, astfel intri fragul, vine pe partea celor de la Invictus Aquilas, un începere cu dreptul acestei runde, dar Speezy la partea de Lurking spre site-ul B nu s-a descurcat destul de bine, a fost eliminat de către jucătorul Berry. Deja RTA se rotește către site-ul A pentru că Zilo a avansat în lung. Și iată cum e șansa celor de la Invictus să meargă către site-ul pe care rămâne liber aproape. Colibrien e singurul rămas în viață. S-a tras puțin de către Invictus și iată că, păi, cam cel puțin pe Berry îl forțează să se rotească și astfel vor fi doi oameni de la danezi în site-ul B. Dar iată că se face intrarea, să vedem cum se vor descurca cei de la echipa din Danemarca pe partea de apărare. Este eliminat Berry la Toxic, Saules vine repede și el la Monster să-l ajute. Este un jucător în short de la Nopa, nu mă ajută numele la Norga acolo. Colibrien face un frag pe Geo, vine cu Saules cu Prefire și bine face. Și astfel rămân 2 vs 3 cei de la Opa. Și un jucător vine de la Monster și poate să fie o problemă faptul că Zero vine din acea direcție. S-a plantat și cu siguranță numai Monsterul nu o să mai verifice. Se uită Starkiller, este totuși surprins. IGM, să vedem, trebuie să se uite bine. Știu care este poziția lui Zilo, dar un om poate să vină din spre Sniper Nest. Se aruncă un flash, dar iată că îl prinde IGM pe acesta. Continuă să tragă, dar este RTA. Și acum Saules trebuie să joace la timp neapărat. Are un defuse kit RTA și asta e problema jucătorilor de la Invictus. RTA se duce și iată că vrea să o ia roata, dar se decide că nu mai are timp. Așadar, va trebui să încerce să facă acest defuse. Se pune pe defuse, Saules, trebuie să se bage, pentru că RTA face defuse-ul, dar iată că îl elimină și la timp și asta înseamnă că vine această primă rundă pentru Invictus Aquilas pe tabelă, 3-1 scorul per ansamblu. Și acum ar trebui să prindă aripi și cei de la Invictus Aquilas, că toți sunt Aquile. Oh. Apropo.
El a aruncată bine de către jucătorul de la OPA din site-ul B, l-a adus pe IGMN de la 63-18, foarte multă pagubă făcută pe partea lui. Flash aruncat de către Colibrien și îl prinde pe același IGM. Vor fi 3 oameni de la Invictus în site-ul A, în site-ul B, pardon. De fapt, de la OPA aflați în site-ul B. Rectific. Și Invictus, cel puțin Starkiller în game leaderul lor, ar trebui să fie destul de inspirat cât să se gândească să mai atace și site-ul A. Dar încă un flash. Starkiller își pregătește un flash pentru Toxic. Vrea să-l arunce. Nu, de fapt, sunt acvilele neînvinse, Snow. Dar, na, în fine, acum e prea... Ia să vedem pe Spizzy, care ar putea să facă primul pic și primul frag pentru cei de la Invictus. L-a văzut Colibrien, cu siguranță, i-a văzut piciorul, continuă să tragă, i-a aruncat aici în diară chiar sub picioarele lui și acum jucătorii la Invictus vor înaintea direct dinspre Monster. Totuși vin foarte mulți jucători de la OPA către ei și pică unul câte unul cei doi jucători, cei trei jucători, care mai parcă mai erau în viață. Erau patru, oare? Nu am fost atent. În orice caz, toți jucătorii de la Invictus care erau un monster au fost eliminați. Și acum a venit pauza de la Starkiller și bine face că cere acest timeout capitanul celor de la Invictus Aguilas. Crăciunesc cu Bogdan, mă bucur că te găsesc și aici. Salut, Bogdan, bine ai revenit. Și mie îmi pare bine să te am pe aici. Pauză de la Invictus și bine au făcut jucătorii ca la ce au cerut-o. Cum o mai duci? Foarte bine, Bogdan, să știi că foarte bine în ultima vreme, dar singura problemă a fost că am avut niște probleme de sănătate. Am avut o amigdalită și mă duc prima o amigdală, apoi pe sfârșit a trecut la cealaltă amigdală, inflamația și după o săptămână m-am făcut bine. Și n-am putut să comentez în timpul ăsta. Invictus. Invincibil. Eu am căutat Invictus, să știți, nouă odată și am căutat Invictus și eu așa am văzut că era neînvins. Nu știu de ce. Da, e cea mai apropiată variantă, într-adevăr. Dar nu știu ce am văzut eu greșit atunci. Bine, am revenit, Cristi Forest. Salut, ce mic ai? Am microfonul Rode NT-USB EBEB. Am zis și eu, e groaznic, da, e extraordinar de rău. Mai ales când faci casting. Saule, trece prin foc și chiar o grenadă a venit chiar către el. Remoi prinde linia, fără nicio problemă eliminări pentru el. Crocodil, bine, ai venit încet, Crocodil. Iată pe cei Remoi, acum, până acum este un semi-ace pentru el și rămâne cu semi-ace-ul pentru că Zilo l-a pus la pământ ultimul pe Geo, nu l-a lăsat pe coichpierul său să facă acel ultim frag, iar asta înseamnă că, opa, se duc deja la 4 runde de distanță de cei de la Invictus. A venit acel Fulico în acea rundă, Roland, opa, asta a intrat Roland, trebuie să-i acordăm lui Roland ceva. Moi, te sparte focul. Păi e cam nu spun că nu-i corect, dar bine, aluzia am înțeles, să știi, Forest. Păi Roland, ar trebui să ai grijă, pentru că așa cam eu mă supăr, știi, și eu pot să dau slash în mod Roland. Hai să vedem pe jucătorii din Invictus Aguilas care vin direct către site-ul B. Starkiller vine direct către gând și prin smoke îl pune la pompe Berry. Până acum foarte bine au jucat cei de la Invictus și iată că intraia se face smoke-urile. Uitați-vă cum au secționat site-ul B astfel încât să poată să facă intrarea dinspre Monster. Nu doar atât, dar dinspre Short a intrat Starkiller trăgând cu Prefire și runda e probabil să meargă, da, fără nicio problemă să meargă această rundă pe partea celor de la Invictus. Geo
fără nicio problemă cu acel AWP, îl pune la pământ pe Remoi în sniper și rămâne Zilo. Și iată că acel time out și-a făcut treaba pe partea celor de la Invictus și vine runda pentru ei în sfârșit. Și mai ales că rămân cu 3 arme furate de la cei de la OPA, care au fost eliminați în această a 7-a rundă pe care am urmărit-o. Ca sens să nu greșești. Da, ca formă, da, într-adevăr. Na, mersi că ai clarificat oricum. Te întoarci și roata. Te referi la scor? Cât s-a terminat prima mapă? 16-14 pentru OPA. Un ardelean mai cu zvâc. Mai rar văd și asta. De unde ai găsit-o că s-a ardelean până la urmă Antrax? A, bună Cristina, bun, hai că încet, încet overpass, da. Bun, cred că și-a primit toată lumea funcția înapoi. Geo are 2 jucători în partea dreaptă și iată că l-a eliminat pe Berry, da, și-a făcut primul frag. Zilo ia damage cât pentru a fi aproape eliminat. Saules nu ia acel flash, din păcate, pentru cei de la Orga. La Orga, iarăși le spun, deci mă uit, credeți-mă, e greu să și procesezi ceva ce nu e displayed, cum ar veni, nu e afișat pe ăsta. Și eu mai mult lucrez, vedeți că de multe ori, și dacă un nume este un jucător își schimbă numele, aleg să lucrez cu numele pe care l-are în joc, pentru că e greu, vorbind atât de repede, să procesez cât să schimb în minte imediat numele acelui jucător sau acelei echipe. Saules avea o singură șansă să elimine pe Romy. Remoi, iată că vine Remoi, superb, ce flick shot, direct către lung, dar vine Spizzy, continuă să tragă, un prim frag pentru el, îl prinde pe picior și pe Remoi, dar nu face și al treilea eliminare, a treia eliminare, Saules totuși pune capăt acestui jucător de la OPA și vin, este deja a doua rundă consecutiv luată de către Invictus. Nu, Antrax, n-ai greșit deloc, tocmai de asta spun. Numai că eu nu știam să știi tu de undeva, de asta mă refer. Să vedem poziționarea celor de la OPA acum pe partea de apărare pe cea de-a noua rundă. Cum se uit, urcă RTA. Nu știu dacă voi știați de boost-ul acesta, self-boost-ul, dar ia să vedem cât de interesant. Nu, deci eu habar n-aveam, n-am mai văzut niciodată de când comentez boost-ul ăla. Nu e moca lazy, ei sunt moderatori, au fost moderatori de foarte mult timp pe celelalte canale ale mele. Ar fi bine să fie gratis, da? Mai mulți oameni pe live decât ieri pe live. Păi îți dai seama, Roland, pentru că iată pe jucătorii de la OPA care înaintează dinspre Monster. Spizzy cu spray-ul la locul său. Doi oameni pică de la echipa daneză. Zilo din săritură aproape le elimină pe Zil, pe Geo. I-a dat damage cât să mai avem nevoie doar câteva gloanțe. Și iată că acum se pot dubla jucătorii care sunt în capătul lungului. Remoi și Zilo scot doi oameni. Vine Saules destul de tare cu acel Tech 9. Și iată că Tech 9 până la urmă nu și-a luat nerf-ul. Sau ce puțin Saules ne-ar dovedi acest lucru. Și cu 27 secunde rămase se reîmprospătează smoke-ul pentru GG track. Și se pune pe plant probabil Saules. Momentan așteaptă. Spizzy rămâne în spate. Colibrien vine dinspre bancă. S-a plantat acum și Saules a fost auzit de către Colibrien. Și oare să intre prin smoke? Da, intre prin smoke. Saules nu se va aștepta la asta. Da, este eliminat și acum Spizzy rămâne la acea poziție clasică. Continuă să tragă. Are niște un smoke și două flash cu care poate să lucreze. Se duce direct către toaletă. Și s-a plantat pentru acea locație. Continuă și iată că Spizzy face picul la timp și cu un headshot îl pune la pământ pe ultimul danez rămas în viață. 5-4, Invictus a venit să revină încet, încet. Lazy, îmi pare rău. N-am vrut să te supăr. Că se înțelege și el la un moment dat în chat doi ardeleni care să comenteze meciuri de CSGO, Werty și Serano, poate de acolo. Da, într-adevăr ai dreptate, Snow. Dar nu, parcă Lazy nu. Nu, Antrax era la acel moment, deci da. Aș vrea să comentez cu Serano, sincer, chiar aș vrea să comentez cu el. A greșit Spizzy aici, nu trebuia să stea pe bătaie din prima.
Da, a făcut pic. La început a fost puțin greedy Spizzy. Dar și Saules ar fi trebuit poate să se gândească la faptul că acel smoke n-ar însemna neapărat că nu se poate avansa prin el. Nu știu dacă l-au zis pe ultimul jucător rămas în viață de la danezi. Aia e viața nedreaptă, capa, dar... Nu, no, de fapt, am putea spune și fără capa, să știi, lazy din păcate, fără capa. O lacrimă. Starkiller îl face pe Barry sau îl face pe coicpiei lui Barry să mai verse câte o lacrimă pentru că a fost eliminat Barry. N-ai greșit, Antrax. RTA anime pe Spizzy, 3 oameni rămân în viață de la Invictus Aquilas. Vine Saules, RTA probabil, oare să treacă RTA, vine smoke-ul și îl elimină pe RTA și astăzi se poate deschide site-ul B, dar totuși sunt 2 oameni în continuare de la Opa în acea direcție, în acea locație. IGM va fi prins, dublajul lui Zilo și al lui Remoi. Saules și el eliminat de către cei la Zilo cu famasul doar și Remoi. Nu-i dă nicio șansă lui Starkiller care venea, nici nu mai aveau timp cei de la Invictus. Uitați-vă cu cât timp rămăseseră, trebuia să facă neapărat acele fraguri și să vină să planteze bomba. Cu o donație de 100 de euro te rezolvăm. Mai discutăm. Glumesc. Nu, deci moderator, chiar moderator pe donație nu o să dau, indiferent, adică nu știu, nu, eu nu vreau să derog de la principiile mele, dar un accept pe Steam aș da pentru o donație mare, pentru că omul chiar m-a ajutat. Dacă ar fi să fie ipotetic. Accept pe Steam aș da. Acum nu încă știu cine știe, cine nu-s nimeni, dar zic așa că eu în general v-am spus că nu accept cererile pe Steam pentru că nu am loc. Dar acum dacă mă ajută cineva atât de mult, nu pot să nu-i accept măcar cererea pe Steam. RTA la Toxic din nou, jucătorii din Invictus vor înainta și nici nu verifică Toxicul. Eliminați imediat primii doi oameni care au înainta, Geo văzut de către același RTA și Starkiller și IGM. Să vedem dacă vor reuși să mă scoată măcar un om. Iată că Starkiller și IGM a făcut un frag de timp. Între timp 3 vs 2, dar este IGM în site-ul A, iar Starkiller ultimul rămas în viață în site-ul B. Are doar un tech nou la dispoziție. Ipotetic, practic, știi ce forezi? Practic, n-a adunat nimeni încă 100 de euro. Cam așa vine ideea. Da, oricum Starkiller trebuie să fie acolo neapărat, care are o grămadă de experiență Starkiller și mai ales că și cel mai în vârstă jucător, Spizzy. Am făcut cunoștință cu Spizzy. Vă spun, Spizzy când o să se maturizeze și ca jucător și ca persoană, o să fie un jucător foarte bun. Momentan, el încă, vorba aia, încă e copil. O grenadă bine aruncată, uitați-vă câtă pagubă a făcut. Sunt în spatele smoke-ului și tot jucătorului de la Invictus. Iată că vin din spate încet, încet se aruncă smoke-ul pentru short. Și poate îi mai ajută și acel smoke pe cei de la Invictus. Arată cum Barry, o primă eliminare pentru el, una pentru Colibri. Împică mulți jucători de la Invictus, Barry cu triple kill-ul. Și iată cum se distanțează la 4 runde danezii de cei de la Invictus. Mi-a plăcut felul în care... Nu doar Invictus a aruncat smoke-uri în site-ul A, în site-ul B, pardon. Ar fi trebuit să îi ajute smoke-urile date în sub formă de semicerc, dar asta le-a permis și danezilor și bine au făcut că au făcut asta să avanseze în proximitățile smoke-ului. A fost la Toxic un jucător chiar la aici la pit, era unul la marginea rampei și aceștia sunt cei doi jucători care au făcut fragurile pentru danezi. Zilo prinde din spate pe Spizzy, Remoi, 2 eliminări pentru el, iată cum IGM mai încercă să facă ceva, dar nu prea multe, rămâne singur, rămas în viață și chiar double kill-ul reușește în lower park, dar scoate doi jucători de la danezi, două arme pierdute, ia un M4 de pe jos și probabil va face save-ul cel mai probabil. Când a donat Sebi 68 de euro, da, Roland Sebi a donat, banii aceia, ne-a donat 50 de euro ieri off-camera și le-am relansat donațiile, donațiile acelea le-am relansat în, le-am relansat când am început stream-ul și am promis că voi mai face un shout-out când va fi primul stream pe YouTube, când vor fi 200, vreo 200-300 de persoane, sper eu, pentru că
Nu, e, m-a ajutat cel mai mult până acum. Apreciez pe toată lumea, dar Sebi ave... IGM face plantul! Acum văd ce se întâmplă. A făcut plantul în site-ul B și ce? Acum își dă seama Colibrien de ce s-a întâmplat. Vin la retake și să vedem ce face IGM. Voi sta cu camera pe el. Colibrien este fața sa și îl elimină fără nicio problemă. Dar avea o șansă IGM. Poate îl prinzi tu pe stack. Cine știe oricum. Stack oricum nu o să înțeleagă nimic nici ce se întâmplă aici. Am încercat să facă schema lui Fallen de pe Oversas. Aha. E bună și bun plan. Da, da, e foarte bună. Foarte mult a scos cu plantul oricum. Da, deci după cum spuneam... M-a ajutat foarte mult. Nu degeaba, deci eu nu degeaba... Eu nu vreau să rămână cum ar veni în urmă orice ajutor și de asta țin acolo în dreapta jos top donatorul și ultimele donații, cât și pe cei care au donat înainte, totuși nu vreau să rămân în spate și de asta în ordinea donațiilor, quantumului donațiilor le împarte de jos a fiecărui stream. Mereu actualizez de la un stream la altul lista cu cei care au donat, pentru că e un ajutor enorm pe care mi-l dați indiferent de sumă, un ajutor care este acolo și pe lângă cel moral oferit pe stream, suportul moral, și nu pot să-l las așa să rămână în spate. Și de asta măcar atât vreau să fac. Păi la acolo ce a înțeles? La acolo a fost altă situație. Oricum, norocul lui, bravo lui. Exact, Roland, cum a ajuns în IGM site, eu povesteam acolo și apoi mi-am dat și eu seama. Iată că Invictus s-au pierdut destul de mulți jucători, acum Joe va fi și el eliminat. Și se distanțează foarte mult cei de la echipa daneză. Ei, capi, uite, comentez aici, mi-am făcut un cont nou, am făcut rost de contul ăsta, de parteneriatul ăsta cu ESL. Și iată că face picul, Saules, de ce a mai făcut picul? A riscat foarte mult. Desigur, o poziție destul de necorespunzătoare a celor de la acelui jucător. Jucător, nu știu cine era, de la echipa din Danemarca. Ultima rundă din această primă jumătate. Pardon. Și probabil va fi șansa celor de la Invictus să ia acea, dacă iau prima rundă de pistoale, să mai revină. Să pui și un cover frumos, la ce te referi? Nu se grăbesc cei de la Invictus. Zilo, totuși ce poziție. Și iată cât de bine a venit flash-ul de la coipienul său din site-ul B. Geo se uită în continuare bine și nu lasă pe Zilo să facă mai mult, dar cum a venit acel flash? Superb aruncat, bună coordonarea din partea celor de la opa. Geo avansează, îl vede pe RTA, e de ceva damage, acum ar trebui să vină jucătorul din Monster să-l termine. În continuare Geo plasat, vine o incendiară de la Ispizi, acum ar trebui să facă picul, vede pe RTA, le elimină, totuși Colibrien este partea stângă a shortului, acela Ispizi îl va vedea și îl va elimina, este smoke-ul dat în continuare pentru sniper și vine smoke-ul pentru a securiza site-ul să nu se vadă nimic din acea locație și iată că Invictus pot să ia această ultimă rundă din această primă jumătate. Și opa, iată, Berry le elimină pe IGM. Și acum sunt 2 versus 2. Bomba tică, dar au 2 defuse kit-uri cei de la opa. Și acum trebuie să aibă mare grijă la smoke-uri. Nu au smoke-uri cei de la opa și asta este problema. Spizia destul de mult damage. Este văzut și eliminat. Și acum vine Saules și bine a făcut că l-a eliminat pe Berry. Vine Remoi cu AVP-ul, se pune direct pe defuse, e un fake defuse, nu prea ar mai avea timp, încearcă, bine a fost Soles, shoulder pick-ul și iată că și elimină pe Remoi, 10 la 5 fiind scorul și au 5 runde de recuperat acum pe partea de CT, cei de la Invictus Avilas pentru a egala pe danezi. Tu pe ce site-uri ai jucat? Mă refer la site skin-ul de CSGO, nu am jucat niciodată pe astfel de site-uri, Cristi, Forest. A, să pui și un cover frumos la contul de Twitch. Da, o să pun ceva cu ESL. Cu ESL. Păi, Hero, am spus,
ia moderator cine merită și ei încă o dată dovedesc că merită. Sunt foarte activi. Și persoane foarte serioase și mature. Invictus ar trebui să înceapă să facă rotația. Se gândească puțin că opa, cu două flash-uri date în site-ul, ar putea să vină într-adevăr aici. Acum trebuie să joace la distanță, să cu acele USP-uri să le pună la treabă. Speed, elimină un jucător, dar pică sub gloanțele lui Zilo. Se trage de ambele părți, Zilo mai scoate un om și acum ar trebui să încerce jucătorii din Invictus să fie încet, încet destul de agresiv. Totuși Starkiller are un defuse kit. Ar fi bine să mai vine măcar un frag pe partea celor de la Invictus. Vine din flank, Geo trage și acum se focusează jucătorii de la Opa direct către el. Poate să le elimine și pe Berry, dar vine smoke-ul pentru el. Se uite acum Geo, probabil pentru Master, pentru rampă și într-adevăr le elimine Berry, un frag chiar prin smoke. Și iată că trage bine Berry, se pune pe defuse Starkiller și iată cred că va lua. Stă Geo în fața sa, barieră, cascut uman, cât de bine joacă Invictus această rundă. Superb, superb, scut uman, IGM. Scut uman și l-a apărat pe coechipierul său. Nu știu dacă a luat damage neapărat, dar intenția a fost bună. Și defuse-ul a venit pentru ei. Astfel, prima rundă de pistoale merge pe partea celor de la Invictus. Din acea de-a doua, din cea de-a doua jumătate. Mă încadrez perfect descrierea unui moderator. Păi Antrax, dacă e să contorizăm numai acest stream, da. Dar mai e ceva de lucrat. Păi ăsta e numele tău normal, Forest? Că atunci așa-ți spun, Cristi. Ce o să faci cu celălalt cont? Lede, salut, salut Lede, acum am văzut că a intrat și tu în chat. Păi o să rămână acel cont, e contul personal și cine știe, poate îl folosesc când sunt obligat să fac stream pe Twitch, dar nu va fi ESL sau SEA. Deci da, cam așa va merge. Dar nu cred că va mai fi cazul, deci doar ESL știu să aibă contract exclusiv alături de SEA cu Twitch-ul, în rest nu mai e așa. Să aibă la coadă. Mâine muncă, noapte bună și ai cu comeback-ul. Salut, Ozzy, numai bine, mersi că ai fost pe aici. Păi eu apreciez Antrax. Am știut că glumeam, bine am știut, dar m-ați răspuns totuși serios pentru că n-am mai sunt și alte persoane în chat și să fie un răspuns așa, da? Că ai văzut că am glumit cu tine de foarte multe ori. Intrați în făcut un site-ul B de către cei de la Opageo, scoate un jucător, chiar al doilea, al vede față alături de Speezy, scoate triple kill-ul și i-a eliminat de tot pe cei de la Opa care înaintau. Și nu mai rămâneau nici cu timp Opa, mai aveau 8 secunde pentru a face plantul și deja pierdeau 2 jucători. Superb felul în care s-a dublat Speezy alături de Geo, deși n-am văzut. PogChamp, Geo, zice de Teoanec. Hai că se poate, mai sunt 3 runde pe care trebuie să le ia. E regulă Antrax, da. Zilon deja o eliminare pentru el. Saules poate să-i prinde din spate pe cei de la Orga, de la Opa. V-am spus că lucrez cu ce văd în față mai mult. S-a făcut Saules, continuă să tragă, rămâne fără gloanțe, scoate pistolul, doi oameni scoate Saules, extraordinar, doi jucători, trei eliminați de către Saules, rămânând fără gloanțe, scoate USP-ul și sunt două headshot-uri reușite de către el. Frumos, frumos, frumos. A spus Jaxi pe un live făcut de el care este problema lui Speezy. El încă mai are faza aia cu rage-ul atunci când moare în loc să dea info și să atacă. Și a să fie Geo, se bagă Speezy de asemenea. Să vedem, 2-3 eliminări pentru Speezy. Scoate pistolul și a făcut treaba până acum. Colibire rămâne ultimul în viață. Trage și iată că ultimele gloanțe merg în corpul lui Speezy. Stați să terminăm această rundă. De fapt va fi clar că merge pentru Invictus. Sau să vedem dacă va înainta cu Librien. Dar poate va face acest save. Da, asta am spus și eu Network. Iată că înaintează Colibrien. Saules, trebuie să fie atent. Termină un jucător și face al doilea frag. Colibrien rămâne un versus 1 împotriva lui IGM, care este IGM chiar în sniper nest. Nu au fost atenți Invictus. Mare greșeală.
Și Jeme, Colibrien s-a băgat în partea stângă chiar la timp și acum se joacă cu Jeme. Colibrien. De asta aș menține poziția, cum vrea să... Dar nu știu, nu știu de ce IGM... Da, IGM se așteaptă ca jucătorul... Totuși... Da, a văzut IGM că nu a luat Colibrien bomba și se gândește că vine roata acum să vină prin spatele lui. Și abia acum Colibrien va lua imediat bomba, verifică site-ul, ia bomba și acum se va uita. Și acum IGM se poate gândi de asemenea că a luat Colibrien bomba, se duce către site-ul ăla. Dar nu, s-a aruncat smoke-ul și acum se pune pe plant. IGM are full HP, Colibrien doar 34. Îl vede și îl elimină fără nicio problemă. Invictus, a noua rundă. Și iată că sunt 4 consecutiv luate de către ei. Oare, da, se duce să caute un AVP sau culege ce se poate de pe jos jucătorul de la Invictus. Cules Diffuse Kit, grenade ce s-a putut să mai salveze niște bani. Și este 10 la 9 scorul. Da, CVI, o să așteptăm, o să facem un sistem, o să fac un site special pentru chestia asta. Nu am timp de modelat copil, casă, serviciu. A, să fii sănătos, numai Antrax, ai tot ce își dorește un bărbat de la viața asta atunci. Numai sănătate să mai fie și ție și familiei și succes. Iată cât de bine a venit un flash pentru Spizzy. Este totuși pus la pământ de către Zilo. Am gobit, păi am gobit, dar am zis acolo, s-ar putea. Iată că până la urmă s-a întâmplat ceva. Două fraguri de ambele părți, 3 oameni rămân de la Invictus, 2 în site-ul B și 1 în site-ul A. Bomba vine într-acolo, chiar către site-ul B și asta este avantajul celor de la Invictus. Da, probabil Saules va rămâne în continuare în site-ul abia. Acum vine incendiarul la fix și a văzut ceva. Să zicem cine era, Starkiller. Aruncă și smoke-ul acum. I-a aruncat la fix incendiar în fața jucătorilor de la Opa. Și iată că Zilo înaintează încet, încet. Așteaptă G o înaintare dinspre short. 45 de secunde rămân pe ceas pentru Opa. Danezii pentru a înainta. Colibrien își pregătește smoke-ul sau flash-ul. Este flash-ul, aruncat acum, vine, să vedem, vor înainta, vine această incendiară, deja a picat Geo, totuși Starkiller scoate doar un om și este totuși totul pe umerii lui Saules, care ia ceva damage și acum nu se mai bagă remoi. Trage, încearcă să facă un pic de wallbang, trage bine, dar foarte aproape a fost de corpurile celor doi jucători din Water de la Opa. S-a retras acum Saules și iată că jucătorul Colibrien deja vine după el. Și merge direct către lung. Și iată acum Saules trebuie să aibă Maric și îl așteaptă Colibrien și îl elimină. Nici mai apucă să scoată pistolul. Iată ce înseamnă să fii prea sigur pe tine și pe ceea ce se întâmplă. De ce nu ai schimbat numele contului vechi? Nu ar fi mers Gusterino, să știi. Am pus problema asta, nu ar fi funcționat din păcate. Da, intenția a fost să facă save Antrax, dar iată că a fost neatent. Au bani în continuare Invictus, totuși două famasuri cu ei, trebuie să meargă cu două famasuri. Nu există contact momentan, Starkiller așteaptă alături de IGM în conector și IGM probabil să-l vadă pe Barry care dai vede capul și le elimină. Ar putea să meargă să ia K47, dar este un mic risc acolo. Acum că Saules ține partiul, ar putea să înainteze, dar Starkiller trebuie să uite în partea de jos pentru că vine Remoi dinspre partea din jos, de jos al lower-ului. Partea de jos al lower-ului, de fapt este lower. Worthy. Un frag făcut de către Colibrien, dar rămâne în continuare într-un avantaj jucătorii de la Invictus. Starkiller vede pertea, care ar fi putea să fi putut să vină, se plantează de către cei de la Orga și creagă Zilo, e un jucător de la Invictus, de asta m-a speriat așa. Wow, un headshot reușit în la tattoo de către Spizzy, pe Spizzy de fapt. Și iată cum rămâne doar Zilo. Zilo merge și se uită în partea de sus, Saules acum ar trebui să înceapă să facă picul și nu au un defuse jucătorul de la Invictus, îl vede, nu îl elimină, dar acum ar trebui să facă picul neapărat.
Îl elimină Zilo pe Saule și acum Starkiller n-ar trebui să-l lase să facă mai mult. Ia să vedem dacă va avea timp Starkiller. Va avea timp fără nicio problemă. 3 fraguri reușite către Starkiller, 2 de către 3 geme în această rundă. Și vine încet încet egalarea pentru Invictus. Da, partea de CT este mai avantajată aici pe... aici pe Overpass. Fapt divers începe și mie să-mi fie foame. Și după această hartă, dacă va fi și a treia hartă, fac și eu o pauză scurtă. Mă duc să mănânc ceva. Vă spun și eu la ce mă gândesc să mănânc. Așa. Zacuscă. Vai, ce poftă mi-e. N-aveți idee. Și știu că mă așteaptă borcanul ăla în cămară. Ah, mi-e gura apa acum. De ce am vorbit? Hai băieți, hai să fie Huinton, salut, salut. Bine ai venit în chat. Goga, hai da România. Hai da România să fie Goga. Stai că-mi faci poftă. Oh, pizza. Oh! Măi, să știi că Zacusca are așa un gust de pizza, adică m-aș gândi, mă, să faci aluatul și să pui Zacusca deasupra, vai! Mamă, ce idee! Mamă, ce idee! Invictus pierde deja 2 jucători, Geo-l vede pe RTL și RTA, pardon, RTA și îl elimină. A trebuit să nu mai pice jucători de la Invictus Aguilas dacă vor să ia această rundă, să vedem. Încă Geo nu i-a luat arma jucătorului RTA de la danezi. Aruncă bine un flash și acum ia acela ca 47, destul de greu. Dar în cei de urmă aruncă smoke-ul. Și iată că înaintează direct către site-ul la jucătorii de la cei de la echipa daneză. Scoate 2 oameni sau resartă, îl are pe Remo în partea stângă, nu le elimină. Acum trebuie să încerce să rămână în viață. Este eliminat în cei de urmă. Iese Geo și face fragul. Rămâne împotriva lui Zero 1 versus 1. Continuă să tragă Zero și ia această rundă pentru Opa. Dar ar fi putut să meargă runda pe partea celor de la Invictus. Și mari probleme pe partea economică a celor de la Invictus acum. Maxim 2500 de dolari pentru ei. Meci Werty, lasă mâncarea. Da, da, împomenit acum, ce vrei. Zacuscă cu roșii, cu sare și piper. Pe pită de aia făcută la coptor. Afai, pe cită. Cum zicea, asta e... asta, accent ardelenez dus la maxim, zicea... Zicea o profesoară de mea, nu, așa la mișto zicea, cită, știi? Da, era foarte amuzant, oricum. Prima dată când aud numele pe live, oh, păi, eu salut pe toată lumea, Huinton. Hai, da, România, oh, Paul Champion, salut, salut și ție. România sare, vrem calificare, oh, asta e bună, Guga, să știi. Nu, urmează și eu, nu știam. Aș mânca o cola rece, dar nu mai am. N-am mai băut cola de vreun an și jumătate. Pistoale pentru Invictus și vor încerca să scoată tot ce se poate din această rundă. Păi dacă ești la dietă e foarte bine, Teoanec. Iată, vin smoke-uri. Primul smoke în lung pentru cei de la Opa. Și jucătorul care l-a aruncat, acel smoke berry nu va înainta momentan. Ne vezi CS? Dar nu, eu nu vă învăț CS, Bogdan. Ia comentez CS-ul. Berry nu verifică și acum, Saule, s-a primit un flash din Splin, din păcate. Cât de bine așteaptă RTA, da, poziționare excelentă a lui în party. S-a așteptat bine ca jucătorii de la Invictus Aguilas să vină dinspre conector. Starkiller a luat AK-47-le jucătorului de la Opa, care fusese eliminat în party. Și va aduce o armă din această rundă, probabil. Asta dacă nu va fi eliminat el. Mi-am mâncat caloriile pe ziua de azi și Werty vorbește de mâncare. A, știu cum e Teoanec, dar să știi. Eu de exemplu... eu de exemplu doar am scos pâinea, am scos sucurile, am scos zahărul. Eu în fiecare dimineață beam un ceai, o cană de ceai cu 3 lingurițe de zahăr. Deci enorm zahăr și pe lângă asta mai mâncam, ia să vedem dacă reușește Starkiller să salveze. Pe lângă asta mai mâncam și câte o ciocolată și așa și doar astea le-am eliminat, crede-mă. Și am reușit să salvez 10 kg. Nu știu, m-ați văzut voi la Rockmasters unul dintre voi, dar să știți că nu eram în forma asta înainte și am realizat și eu că nu e ok. Și am schimbat pur și simplu stilul de viață.
m-am reapucat de sală și uite că sunt mult mai ok acum. IGM a luat un flash și iată că e prima dată când îl vedem pe IGM care avansează. A venit bine flash-ul de la coechipierul său care era în față la party, Saules. Și a fost eliminat deja primul jucător de la OPA. Depinde, Huinton, nu e, acum nu facem ora de nutriție aici, dar nu e neapărat să fugi. Dacă ești pe deficit caloric, slăbești fără nicio problemă. Bine, un deficit caloric undeva la maxim 25%. Dacă ai masă musculară, că ai făcut sală înainte, să nu o pierzi și să continui să încerci să-ți menții greutatea pe care o ridicai, să încerci să nu scazi. Dacă nu scazi, înseamnă că nu pierzi masă musculară. Haideți să revin totuși la acest match, pe care n-am greșit prea multe, din ce am vorbit e ceva ce totuși m-am documentat foarte mult, așa că știți că nu prea îmi place să vorbesc prostii. RTA, primul frag, a reușit în site-ul ăla, iată cum RTA cu double kill-ul, elimina chiar IGM care ieșise din Sniper Nest și acum este Saules alături de Spizzy. Care trebuie, iată că IGM îl prinde chiar pe Colibri și aduce egalitate din punct de vedere numeric cu incendiara pe care a aruncat-o. Nu s-a plantat încă de către cei de la OPA. Bomba este picată în site și îi lasă pe cei, Spizzy face picul, superb, îl elimină pe RTA și nu îi lasă pe OPA să meargă cu 14 arunde, cel puțin momentan. Și iată că Saules cu Spizzy se dublează. Cât de bine țin cei doi jucători de la Invictus. Remoi avansează și se duce direct către Saules. Îl elimină, dar este Spizzy în spate. Și cât de bine au jucat această rundă cei doi jucători de Invictus Avilas. Bomba a fost picată. Remoi a ales să nu meargă pentru bombă și să încerce să elimine pe cei doi jucători. Și cei doi oameni de rămași în viață de Invictus Avilas foarte bine au intuit ce avea să se întâmple. Verti biceps, oh. Mi-a scos pâinea, sucurile, punții, dulciurile, m-am apucat de sală și când o să încep antrenamentele de săptămâna viitoare, câte două să beți, cel puțin 5 kg până când încep școala. Foarte bine, network. Cam asta e mersul. Nu trebuie exagerat cu nimic oricum. LOLs, nu? Rap called, Verti. Am vorbit? Da. Da, Cristina, acum mi-am amintesc care a fost faza. Eu încercat să mă scap cât mai repede de subiectul cu nutriția, pentru că n-am vrut nici să-l las așa, deoparte, neterminat. Taca, 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 taca. La tocană, da, mă rog, alu Becali, zilo, alină pe IGM, Starkiller face fragul. Iată cât scot jucătorii de la OPA, cu un pistol. Spizzy, eliminare pentru el, una pentru Saules, așteaptă Spizzy în continuare, îl vede pe Remoi care face fragul. Să vedem ce va face acum, Saules îl elimină pe acesta și bine a făcut. Și au acum bomba picată, trebuie să vină RTA încet, încet dinspre site-ul B. Era singur în acel site. Iată că Saules se înaintează către el, n-ar trebui să înainteze, îi dă ceva damage și îl elimină totuși jucătorul danez. 3 secunde rămase și Geo are un P90. Eu râd de ce ziceți cu asta cu țaca, 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 taca, taca. Zacuscă, da. RTA va face save-ul. Vine din spatele lui Geo. Vine din spatele lui Geo și Geo nu se așteaptă. Se uită acum. Salvează colțul și iată că face fragul. Rămânea și fără timp RTA, dar trebuia să meargă pentru frag. Invictus se mențin și vine la fix și problema economică și pe partea danezilor. Iată cum stau danezii din punct de vedere al banilor. Acum merg pe UMP-uri, merg pe tot ce se poate pentru a nu-i face pe cei de la Invictus Avila să nu îi, să nu îi egaleze. Am făcut sala un an jumate și de 8 luni n-am mai făcut și m-am greșat 4 kg, dar am pierdut mult din masă. Păi într-adevăr pierzi, Richard. Dar ai zis după ce am scris că faci și sală, credeam că doar te înfumetezi, gen, nici de cum, e o mare problemă, o mare prostie, Huinton, să faci asta, dar da, zici foarte bine, nu e bine să faci asta, nu e ok să faci asta. IGM scoate un om, a continuat cu spray-ul, i-a dus pe Remoi și pe Zilo în foarte low HP, vine o grenadă bine aruncată, dar iată că momentan nu au înaintat până în acea locație danezii, acum ies din smoke, să vedem ce vor face jucătorii din Invictus, pot să se dubleze și trebuie, Geo, prima eliminare, Spizzy continuă să tragă, au dobărât câte doi jucători, câte un jucător fiecare și RTA va încerca să salveze ce are la dispoziție, va încerca să salveze bomba capa. Ar fi culmea
să fii nevoit să salvezi dacă... Nu, gen dacă salvezi bomba și o duci în următoarea rundă să primești niște bani în plus. Ar fi o chestie. Worth game designer in before. Așteaptă Starkiller. 2 jucători în site-ul la 2 jucători în site-ul B și intră RTA, arunca smoke-ul și flash-ul, dar Geo s-a dublat cu Quick Pirul său și iată că a venit assist-ul pentru Starkiller. Bag calorii și sucuri când merge și nu reușesc să mă îngraș, mai puțin dulciuri că nu sunt fan. Trebuie să ții și la sănătate, nu numai că bagi calorii, știi? Trebuie să te gândești și la celelalte, ceilalți macronutrienți care îi bagi în corp. Vai, se accentuează foamea mea. Patiserie și șeturile de genul au o grămadă de calorii. Da, da, într-adevăr. Incendiară vine la fix de la Geo. Geo îl vede pe Barry și acum iată că a venit egalitate din punct de vedere al numărului de runde pentru între Opa și Invictus. Și faptul că cei de la Opa se află acum într-un force cu pistoale este mai ales că nu au armuri în afară de Zilo. Este șansa celor de la Invictus Avila să-și aducă această rundă și să preia conducerea. Starkiller ia damage, acum trebuie să rămână în spate neapărat. Îl lasă la Toxic pe coechipierul său Geo. Am intrat, Starkiller continuă să tragă, Spizzy de asemenea, iată, Geo, eliminare și pentru el și rămâne ultimul, Colibrie, nu pot să facă nimic cei de la Opa și iată cum Invictus Aquilas vor să ducă acest match în cea de-a treia hartă, în Decider. Trebuie să vorbim de match, că deja mai ești pe mine, pe mea. Uite, nu știu, deci... Atmosfera, da, suntem puțini, dar credeți-mă, atmosfera asta care e cu voi în chat, mai ales cei care participați la chat, nu știu, deci credeți-mă, sunt cel mai mulțumit. Nu aveți idee. Avem discuții mature, glumim matur, fără să a vorbi urât sau așa ceva. Avem glume care se spun așa, sunt glume inteligente și, nu știu, nu puteam să fiu mai mulțumit. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta, mulțumesc foarte, foarte mult. Când joacă Nexus în SEA, Quinton pe 15 ar avea primul match în playoff. Au reușit... Colibrier îl vede pe Geo la Toxic și vine în fragul de la Opa. Și acum probabil să vină destul de repede către site-ul B, dacă s-ar grăbi. Hai că particip și eu la chat. Păi Alex, de ce ai tăcut până acum? Trei jucători către site-ul B, doi către site-ul A și acum depinde unde vor mai face încă un entry, încă un frag jucătorii de la Opa. Barry scoate pe IGM și iată că s-au respică. Oare mai... Da, vor mai avea bani jucătorii de la Invictus. Asta este avantajul lor. Starkiller și Spizzy. Să vedem dacă vor face save-ul sau vor rămâne pe poziții. Site-ul A rămâne liber, dar Zilo și cu Barry vor veni din spatele lui Starkiller și Spizzy și asta este problema. Starkiller elimină pe RTA chiar prin smoke, dar rămâne Starkiller. Continuă să tragă doi oameni, Starkiller double kill, Barry vine din spate după cum spuneam și aceasta era problema. Nu s-ar fi așteptat Starkiller să mai vină oameni dinspre site-ul A din spate. 14 la 14 și mai au bani Invictus, dar cam tremură situația lor. 2 M4, un FAMAS, un MP și un AVP pentru Saules. AVP-ul pentru Saules este foarte, foarte important și vedem că mă surprinde faptul că Saules nu încearcă să fie agresiv în la fântână, cum obișnuia să facă de obicei. Saules, iată, dar compensează cu ceea ce face în lung, le elimine pe Zilo. Și acum pot jucătorii de Invictus Aquilas să aducă cel puțin să-și asigure match point-ul. Geo-ul vede cum va pertea și îl elimină. Și iată cum rămân jucătorii de la Invictus Aquilas într-un avantaj de 2 runde. Haideți că se poate. Puțin hype în chat, vorba aia pentru cei de la Invictus Aquilas. Ei nu văd asta, dar nu mai contează pentru că este important să fie acolo susținerea morală pentru ei.
cum arată, s-ar putea să împingă meciul în prelungiri. Iată prin cel de-al doilea comentariu de la Alex în chat. Și iată, puțin PogChamp pentru Alex. Stau foarte mult în spate Invictus Aquila și bine fac ei, se pot să se dubleze cu locațiile pe care le au. Barry va încerca să facă un fake și iată că Spizzy se rotește. N-ar trebui să se rotească și cel de-al doilea jucător de la Invictus. Geo este cred că cu Sartilar și este văzut Colibrien, headshot pentru el. Remoi vine alături de el dinspre Monster. Se aruncă incendiara direct pentru acea locație și jucătorii din Invictus nu știu de unde vin. O danezii, de-abia acum se face fragul pe Barry. Bomba s-a plantat în site-ul B și problema pentru cei din Invictus este că s-a plantat, vor avea ceva mai mulți bani danezii și acum trebuie să încerce să facă retake-ul. Iată Colibrien eliminat de către Starkiller și jucătorul, capitanul celor de la Invictus a făcut treabă până acum, îl vede pe Remoi și le imnă match point pentru Invictus și dacă a fost 16 la 14 pentru danezi pe Inferno, de ce să nu fie 16 la 14 pentru Invictus Aquilas acum pe Overpass și să vedem cum acest match merge în cea de-a treia rundă. A treia hartă. Hype, ce e la hype? Stai, Snow. Da. Entuziasm, vă rog frumos, da, mi-a luat ceva să găsesc traducerea, nu știu de ce. Este oare un rush a celor de la Orga? Da, vedeți, deci eu vreau să zic Opa și numele lor e nou Orga și e nou Org, în fine, în organization și de acolo e problema. Ok, Alex, mâncăm amândoi zacuscă. Intră jucătorii de la Opa în direct către dinspre rampă. Pică primul jucător, Geo continuă. Iată că Retea face un frag, dar nu este sul. IGM are poziție foarte bună, continuă să tragă fraguri de ambele părți, dar rămân într-un avantaj numeric cei de la Invictus Aquilas. Remoi îl vede în dreapta pe Starkiller. N-ar trebui să reușească să facă mai mult și rămâne 1 versus 1 Saules împotriva lui Colibrien. Și iată, Colibrien scoate acest overtime pentru danezi, 15 la 15. Și vedem runde de prelungire aici pe Overpass. Da, Saules a fost agresiv, a greșit. Era hype, era entuziasm, Snow Kappa. Era entuziasm el cu siguranță și voia să termine, dar nu așa. Avea AVP-ul, cred, nu știu, avea AVP-ul sau luat un AK de pe jos, oricum. A vrut să-l surprindă, da, el a vrut să flancheze, oricum, pentru că a făcut Colibrien în frag în partea stângă a pillarului și a venit Saules din dreapta. Și s-a așteptat să nu se uite acolo Colibrien. Dar nu a fost sincronizarea de care era nevoie. Pauză. Și până atunci mă uit și eu ce-ați mai scris în chat. Vai, eu rămân cu foamea aceasta. Da, voi puteți să vă aduceți să mâncați, dar eu nu. Am ieșit puțin să fac o schimbare de nume. Cât un ban de fiecare dată când mi s-a greșit numele de Flanco. De Falco, dar eu nu cred că ți-am pocit numele de Falco, nu? Sper. Zile simplu, danezii. Dar asta vreau, Antrax, de asta eu, de asta prefer, de asta îmi place să am și o echipă străină. Pentru că pot să spun, danezi, echipă daneză, jucătorii de la Opa. Știi? Îmi place să alternez, nu-mi place să mă repet foarte mult. Da, așa e, Snow. Panică. Super, CC, eram sigur că o să pierdă ultima rundă când am văzut că trei jucători s-au dat cap în cap în apă la B. Ah, da. Oare mai durează? Apuc să mă duc să iau ceva. Kazak. Roland, kazak. Sunt kazaci, cei din Kazakhstan. Du-te și mănânc, iar noi lași meciul așa. Bun, serios vorbesc. Mersi că ai zis trap, dar mă gândeam să fac asta. Pierdem o rundă maxim, dar mă duc să bag și eu ceva la stomac. Uite că întreabă dacă e ready. Bun, nu, plecăm, plecăm. Rămânem aici. Dar in before vedem și noi încă 30 de runde de overtime. Kazahi, nu, kazaci din câte știu eu, să știi, Antrax.
Nu, 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 nu mă duc, nu mă duc, nu mă duc. Rămân aici cu voi. Vă comentez meciul. Asta e, un pic de foame nu strică. Dar in before, da, 30 de runde de overtime. O să mi-aduc data viitoare ceva aici, să am ceva. Saules, deja aia rămâne în 30-19. Bine busul de la ICM, foarte bine. Iată, primul frag pentru Invictus. Momentez eu meciul pe cea dacă e. Dacă plecai de la început aveai timp până acum, desigur că aveam printan, așa este, dar nu m-am gândit. Saules aproape eliminat. Bomba a rămas în spate de la OPA, așadar, aceștia să spunem că sunt deschiși oricăror opțiuni dacă vor. Dacă. Berry, da, Starkiller este eliminat. Sunt deschiși opțiunilor cei de la OPA. Dacă un flash, merge în spate Colibrien după bombă. Și la Kyrgyzstan, nu știu. Dar, sigur, există o pronunție și pentru ei, o pronunție, o denumire pentru... Dacă ar fi să facem analogie de la Kazakhstan, ar fi Kyrgyz, dar sună prea urât. Kyrgyz, ia uzi. Saules, iarăși, ia damage, rămâne 19 HP, vine IGB din spate! Și iată că a venit flash-ul la timp, Colibrien, eliminat, bomba este picată, vine flash-ul în continuare, vine la fix! Remo ia flash-ul din prin, dar Spizzy le elimină, nici nu mai apucă să facă ceva, este Berry în spatele lui Spizzy! Dar rămâne fără timp. Și rămâne cu un AVP Berry, trebuie să se mulțumească cu atât. Wow, a vrut să-i dea cuțit, nu știu, era chiar lângă Spizzy. The foam accentuates, sau cum naiba să zice, nici nu mai îmi pasă. Oh, 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 Berry începe runda cu 30-19. Saules așteaptă, nu știu unde este acel jucător de la Invictus, este probabil să fie eliminat. Iată, este foarte agresiv IGM. O scoate un om, dar este penalizat. Se retrag imediat jucătorii de la Invictus Aquilas dinspre partea toaletelor, dinspre party. Sau le se așteaptă, vine un boost. Se cere pauză de către cei de la OPA. Spizzy, what? Iată ce s-a întâmplat. De aceasta și-au făcut acest boost jucătorii de la Invictus. Îl vede sau deci pe Colibrien, îl pune la pământ un jucător, deja a fost nevoit să iasă. Și acum, doi jucători rămași în viață de la OPA, danezii, nu mai au nimic de pierdut, trebuie să încerce să facă plantul măcar. Sunt Starkiller și Saules care așteaptă și dacă Saules, acum după ce și-a aruncat acest flash, va pune scopul, este totuși Berit și el cu un AVP, îl elimină pe acesta. Și momentan nu se face rotație de către Geo, dar acum vine Spizzy din spate. Trebuie să aibă mare grijă, Berry nu i-a văzut umărul, mâna, cotul, mai bine spus lui Starkiller, care așteaptă, trage către Starkiller, îl elimină. Iată cum face fragul Berry, dar Spizzy l-a doborât pe Berry, care rămânea cu 39-18 datorită acelui cuțit pe care l-a primit în spate de la coechipierul său la început de rundă. Poți să fugi repede să-ți iei de mâncare acum. Hai să merg repede. Vin foarte repede, foarte repede.
Doamne. Să facă cineva un clip. Aoleu. Oh, doamne. Doamne. Nu mai pot. Ai. Mai aveam, măi băieți și fete, aveam ultima parte din sandwich-ul ăla. Îl mestecam și eu și face geo double kill ăla. A făcut cineva clip, sper să-mi trimiteți pe pagina de Facebook. Doamne. Haideți să-l urmărim pe IG. Doamne. Remoi așteaptă la toalete ca jucătorii din Mixusac Villa să înainteze. Aici șeful trebuie să lăsăm să facă treabă, am văzut. Mersi pentru comentarii, Remoi le rămâne pe Starkiller, astfel rămân în 4 cei de la Mixusac Villa. Bom, a rămas în Lower Park. Da, îl salvez network. Salve, trebuie să aibă mare și jucătorul partea dreaptă, no scope și reușește, îl elimină astfel. Trebuie jucătorii de la Invictus Aguila să înainteze cât se poate de repede către site-ul B. Rap God Werty continuă acolo, Geo are în fața unui incendiară. Trebuie să aibă mare și două smoke-uri, separă site-ul, îl vede pe Berry, îl elimină. Încet, încet, RTA va veni dinspre partea din spate a site-ului A. Demo, îl vede un headshot, nu este un headshot, dar îl elimină pe Geo cu AVP-ul. Colibine și aruncă un flash, îl vede pe Spazy, îl elimină, bomba s-a plantat. Trebuie Saule și IGM să țină de ea, s-a plantat pe tutoalete IGM. O primă eliminare, Demo, îl vede pe IGM și îl elimină Saule, totuși reușește o eliminare. 1 versus 1, AVP versus AVP, împotriva lui Demo, îl vede Rosco, per Saule, vine Ruda pentru Invictus Savilas 18 la 16. Woo! Wow, let's go, let's go! Ok, Gusterino, mersi. O grenadă vine lângă Saul să-l lasă în 50 și GHP. Da, doar runda asta să meargă pe partea Invictus. Am spus că am avut nevoie de mâncare. Altfel nu se putea. Dar ce tare a fost aia cu Geo. Doamne, eu vreau să văd neapărat. Deci stăteam, mestecam ultimele bucăți din sandwich-ul ăla. Stăteam și mă uitam la voi, la chat. Stăteam, mă uitam ce se întâmplă. Și n-am putut să nu reacționez. Doamne. Iată, IGM, entry flagul pentru cei de la Invictus. Au doi jucători în partea dreaptă, este unul în capăt de lung și unul este Zilo, cred că. Da, este, îl vede și îl și elimină. Astfel rămân trei oameni de la... Opa! Vreau neapărat să mă uit la aia network. Puțin Starkiller, vede pe Berry în spate, doi jucători rămân în viață de la OPA și oare să meargă overpass în overtime pe partea celor de la OPA, pe partea, oh, capa, 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 pe partea celor de la Invictus, probabil, pentru că rămâne doar RTA, 1 versus 5, eliminat de către Saules
Și este 19 la 16, Overpass merge pe partea celor de la Invictus Aquilas și asta înseamnă că avem map 3, Decider, let's go! Acum da, mă duc să mănânc și restul de mâncare, pentru că, gândeți, știți cum sunt aia, sunt concursuri de, de mâncat rapid, dar cum bagă aia acolo... Deci își îndeasă mâncarea în gură să le încapă cât mai mult și le înghit așa pe jumate mestecate, nici atât. În spaniolă era fain un comentariu rap, da. Ce papă e? Cobblestone? Zic bine? Fost un avion. Avion? Da, ăla a fost comentariul de Rush. Succes românilor, BAFTA, spăl la comentat, Werty, mersi frumos, Anthrax, mersi că ai stat atât timp, da, e chiar și bine spune Lucian, mersi că mi-ai spus Lucian și bine venit pe stream. Noapte bună, Anthrax, mersi frumos că ai stat aici pe atât timp pe live stream, sper că ți-a plăcut, numai bine, ne mai auzim. Și după două minute se neacă cu, da, what the fuck? Stone, am concurs de mâncat rapid. Nu știu pe nume, nu știu personalități. Stai că trebuie neapărat să mă la... În partea din spate a site-ului, Nemo îl vede, un headshot, nu este un headshot, dar îl elimină pe Geo cu AVP-ul. Colibine și aruncă un flash, îl vede pe Spazy, îl elimină, bomba s-a plantat. Trebuie Saule și IGM să țină de ea, s-a plantat pe tutoalete, IGM o primă eliminare. Nemo îl vede pe IGM și îl elimină, Saule totuși reușește o eliminare. 1 versus 1, AVP versus AVP, împotriva lui Nemo, îl vede Rosco, per Saule, vine Ruda pentru Invictus Aquilas 18 la... Am zis de prea multe ori eliminare, m-am repetat, am greșit. Noapte bună, nu, sper că nu plecați, e map 3. A, dimineață, dar normal, mă înțeleg pentru cei care, da, e târziu, nu? Cât e ora totuși? Aproape 12. Ana, eu văd că numai de-astea, emoticoane de-astea plângând pui pe aici prin chat. Ce s-a întâmplat? Ia să vedem. Mersi, Gusterino. Ia, stai, oare... Să facă cineva un clip. A, nu, păi să facă cineva un clip, dar nu n-ai prins faza aia când am zis eu. Geo! Să facă cineva un clip. Da, oricum i-am văzut. Aoleu. Stai că o salvez, stai că și asta o salvez oricum. Stai că ați mai făcut... Să facă cineva... Da, tot ai făcut Gusterin. Să facă cineva un clip. În partea din spatea site-ului ea. Da, n-ați prins fix faza aia, dar nu-i nimic, o să o iau din VOD. Salvează live-ul, se salvează, o să-l exportez pe YouTube. Știu că ești maker, bine. Ai vorbit atât de repede încât nici nu am remarcat de câte ori ai te repetat. Mulțumesc. Da, o să salvez la easy. Poate vin și aici la noi 100 de persoane. Am înțeles. De ce Geo are numele alb, totuși? Bun, haideți să... Punem... îmi pare rău dacă v-am plictisit. Vă spun foarte sincer. Înseamnă că eu nu mi-am făcut treaba, să înțeleg că... Schimbă la nume 1-1, foarte bine spus. Cu Sterinio. Cash, yes, cash. Cât s-a terminat? 19-16 în overtime. Am zis la mișto Roland. La general că s-a terminat? Păi la general e 1-1 acum, Smith. Uuuu.
Map 3. Bun. Mangustă. What? What? Unde-s România și, deci, când am făcut stream la un meci al lui Invictus, este Southeast European Championship, wow, m-am grăbit să vorbesc acum, pardon, deci tot am de la început. Când am făcut stream, chiar când m-am apucat prin, la sfârșit de aprilie, pe, la un meci al celor de la Invictus Aquilas, în este Southeast European Championship, a fost pe HLTV stream-ul și am făcut pe YouTube, într-adevăr, și am avut 700 de view-uri aici. Nu mai atâta lume. Eu v-am spus, nu e nicio problemă. Eu, că sunt 20 de view-uri, că sunt 1500 de view-uri, eu comentez la fel, cu același interes. Bine, acum îmi permit să vorbesc mai mult cu voi în chat, pentru că există posibilitate la modul că nu se scrie mult. Și pe lângă asta, bine, când sunt mai multe persoane, îți dai seama, nu poți să acorzi atât de multă atenție chatului, pentru că lumea vine, mulți vin pentru meci în sine. Bun, hai să anunțăm și pe YouTube, pe pagina de Facebook. Dă-i un share pe YouTube să vezi ce vine. Păi am dat, Gusterinu, am făcut un video special pentru anunța asta. Da, și nu apar pe recomandate. Asta e principalul lucru. Principalul aspect, factor. Oh, trebuie să-mi iau neapărat un scaun de ăla de gaming să-mi țină spatele drept. Deja m-am ia să vedem network. Ia stai. Da. Stai. Deci acum pregătiți-vă, da? Geo, wow. Wow, doamne. Geo, wow. Zice cu serios, am murit și mărti dacă alte cum salvezi și pe asta. Mersi network, mersi frumos, apreciez. Acum a râs lumea, nu vine să cred. Anunțăm și pe grupul de Steam. Uitați, cine nu a intrat în grupul meu de Steam, îl aveți aici. Aici anunț când fac casting. Da, era eu, Forest. N-ai prins faza? O să o pun pe YouTube oricum. Așa, bun. Revenim în joc. Bun. Ready. Mă duc repede să mai iau ceva, să mai bag ceva în gură și să mănânc ceva și apoi revin. Dar nu pot să mă duc pentru că donează Ana 10 euro. Nu am vrut să sune așa. Îmi place foarte mult simul. Keep up the good work. Nu trebuie.
Nu trebuia neapărat, sper că n-ai donat mă pentru a-ți cere scuze. Doamne ferește mă, n-am vrut să sune așa. No, nici de cum. Am glumit și eu, Ana. Mulțumesc frumos pentru donația ta, foarte mult îți mulțumesc pentru cei 10 euro. Mulțumesc foarte mult, Ana. Ana Barosana. Of, Ana, nu trebuia capa. Bun, mai apuc să merg să mănânc ceva. Acum aș putea, aș da o fugă până la McDonald's, sincer. Ana, stai puțin, deci nu, eu trebuie să verific ceva. Eu trebuie să verific ceva, pentru că am lămurit și eu cine e Ana. Deci, pentru cei care nu știți, puteți să intrați pe canalul Anei, să vedeți acolo. Deci Ana e singura fată din România care joacă CSGO la nivel profesionist. A jucat alături de... sper că nu zic greșit, Ana. Team Property, corect? Deci... da. Ana e Ana. Am vrut să... respect. Bine spus, Lusterino, da. Mulțumesc frumos, Ana. Și... mult succes. Parcă am văzut că acum nu aveți organizație. No, Ana nu e Ana, ok. Păi și tu alte melodii la donații? Păi, n-aș putea să pun o melodie anume. Hai că nu mai merg nici să mănânc mic. Nu e bug, Gasterinio. PewDiePie are problemă, nu are internet bun, să știi. Ți-ai găsit organizație. Bine atunci, mult succes, Ana. Și îți mulțumesc frumos încă o dată. O să mă asigur că te pun acolo în descriere și pe YouTube și pe Twitch alături de toată lumea. Mută scorul, da, o să-l mut, mulțumesc că mi-ai spus. Comentez această rundă și revin la... o să mut și scorul. Au câștigat Invictus Aquila să runda de cuțite, cel mai probabil, având în vedere. Haideți și vedem dacă au dat stay. Nu au dat stay pentru că au dat switch. În fine, switch, da. Au câștigat-o. Geo, n-am văzut pe nimeni, a venit smoke-ul la timp. Și iată care este tactica celor de la OPA. Nici nu am văzut de multe ori această tactică pusă în lucru. Pentru că echipele nu prea merg prin conector. Se dea smoke-ul de highway să vină direct către conector. Iată de ce, pentru că pot să fie prinse la mijloc. DGM de eliminat Geo și el una pe remoi. Și dar se intră în site-ul B. DGM nu-i lasă să facă mai mult. Și IGM scoate semi-ace-ul într-adevăr. 4 fraguri pentru IGM în această primă rundă pe cash. 1-0 per devenind scorul la runde pentru Invictus Aquilas, care încep cu dreptul această a treia hartă. No, da, se vede. Fail network, fail. Respect. Daule, s-a un mișcător în față, se da tip, se duce, de-aia foarte multă pagubă. Potrivă să tragă, vine o grenadă oare? Da, dar Remoi a tras. A fost un flash sau un smoke, mai bine un flash spus. IGM acum este la HR, potrivă să tragă cu spray-ul, vede un om, îl elimină chiar pe al doilea. Dar este cu acel Deagle Zero și poate să fie foarte agresiv și foarte periculos, într-adevăr. Iată un headshot pe Geo. E Starkiller cu puțin wallbang, dar nu stă pe linie, încearcă jucătorul danez. Zero și Colibrien, nu HP pentru el, poate să fie o țintă foarte ușoară. Chiar și Zero au bomba picată, chiar în mijloc, în fața site-ului. Și iată dezavantajul pentru cei de la echipa daneză. Două digăle totuși pentru ei. Trebuie doar să prindă jucătorul în față și astfel să-l doboare fără nicio problemă. Trebuie doar să fie un headshot pentru ei. IGM a luat cea mai multă pagubă, 54 HP. Nu știu dacă un body shot l-ar dobori imediat, mai ales că are armură mare. Sau, mai bine spus, are armură. Armura mare nici nu mai contează. Are un headshot, e un headshot cu Deagle-ul.
Starkiller poate să prindă, da, stă doar cât să vadă bomba. Și acum, cred că IGM, da, îl vede pe Zero. Și iată că face picul elimină, Starkiller imediat a ieșit. Pentru că jucătorul Colibrien cu siguranță era atent în site, ce astfel 2-0, destul de ușor pentru Invictus Ag Villas acum după două runde jucate. Da, vorbea cineva de dacă o să vină vreodată o fată caster în România. O să fie la un moment dat. Depinde unde ajungem cu suporturile electronice în România. Și o să fie oare un rush din partea celor de la OPA? Nu, se opresc. E un stack cel puțin. Îi dăm niște elului lui Werty și ne-am făcut cu... IGB poate să prindă o linie, continuă să tragă 3 fraguri pentru el, da, pune 3 oameni la pământ, sau le să-l ajută, elimine pe al 4-lea și vine IGM cu încă un semi-ace, sunt doar 3 runde IGM. Iată câte fraguri are, 11 fraguri, fiind eliminat el de 0 ori, niciodată nu a fost, nu a dispărut IGM de pe hartă. Păi da, Snow, azi, bine, acum nu, dai seama, n-am mai ținut minte cine a spus exact. Zilo, IGM, iată că este eliminat pentru prima dată. A trebuit să vină karma și pentru el. Dacă a făcut atât de multă treabă în doar 3 runde, a trebuit să aibă nenorocul, ar trebui. Mai bine spus, s-a întâmplat să aibă și nenorocul să fie eliminat imediat prin smoke. M-am auzit respirând Gustarino sau cum? Flash a aruncat bine, Spizzy nu l-a luat din plin, astfel l-a eliminat pe Berry. Dar rămân 4 oameni și iată culmea, deși Invictus s-au câștigat rundele, au rămas cu famasuri. Nu au investit și de asta rămân cu 4700 de dolari. Saules, 6000 de dolari Spizzy. Grenada aruncată, lasă pe Zilo în 31 și pe totuși am reușit să intre în site jucătorii danezi. Și acum cu 4, wow, man, Zilo, oare prin smoke a fost? Mă uitam la chat. Doamne, un singur headshot. Nu știu ce a fost. Dar acum va fi greu să facă retake-ul cei de la Invictus. Mai ales că vine un jucător din spre A-Main. Bună poziționare a danezilor. Totuși trebuie să-l încerce cumva. Un jucător din spre Highway, 2 din spre track de la Invictus. Probabil să fie mai inspirat un save, dar iată că se încearcă. Smoke pentru Squeaky, vine incendiara direct pentru quad. Acolo a fost eliminat deja Zilo. Prefire de la Spizzy și într-adevăr vine bine, dar RTA îl pune la pământ pe Geo. Spizzy se mută puțin colțul și bine face, îl prinde pe RTA. Și acum se uită bine, iată că Saul să de timp face defuse-ul fără nicio problemă. Trage Remo și vor încerca să-l elimine. Nu mai, este timp totuși să se joace această rundă. Important este că Invictus își aduc cea de-a 4-a rundă pe tabelă. Nu mai știu, parcă n-a venit Pensy. O dată de pe alta s-a dus și el să mănânce zacuscă Werty de cele minți. Așa a fost Christensen. Îmi place numele tău, nickname-ul tău. Geo îl are în partea din spate pe Berry, în partea de jos, iată că acum îl elimină Colibrien, totuși va intra și el dinspre bus și îl surprinde pe același jucător de la Invictus. Și rămân pentru prima dată într-un dezavantaj numeric cei de la Invictus Ag Villas. Cred că și runda trecută au jucat tot, da. I-a fost 3 versus 4, dacă mi-am amintesc bine. Mută și tu scorurile acelea, da, bine spus, acum am promis că le mut și... Bun. Pregătit un Molotov pentru site-ul A. Site-ul B, pardon. Saules este singurul care este în site. Se urcă bine pe cutie, îl vede pe Zilo. Îl elimine, dar rămâne doar cu 2 HP. Și acum Starkiller ar trebui să-și intre în rol. Este văzut de jucătorul de la Pompa. Pompa Team, nu e Pompa Team, e Opa. Și Pompa Team, parcă, nu, Pompa Team sunt polonezi, greșeala mea. Se văzut Spizzy la track. Ho, one tap în cele din urmă. Și 2 versus 3. Trebuie să facă retake-ul Invictus Ag Villas. Saules cu 2 HP, cea mai mare problema lui. S-a plantat și Remoi poate să fie eliminat imediat, dar iată că vine RTA cât de inspirat din spate. Starkiller nu lasă să facă mai mult, dar
El rămâne ultimul în viață și va înainta. Colibrien probabil să facă picul agresiv. Iată, Starkiller îl elimină și a făcut double kill-ul. A prins linia Starkiller, extraordinar. Ia și runda pentru Invictus. Autodirector, ce faci? Voiam să văd așa linie. Era imposibil să nu fie o linie. A făcut double pick-ul de la forklift, din față la forklift și din spate de la forklift, cei doi jucători de la opa. Wow! Extraordinar! Da. Îți dai seama că Gusterino, că dacă ar fi, să zice așa, mult mai mulți viewers sau ocupă în care ar trebui să mă comport doar formal, să spunem așa, n-aș mai zice chestiile astea. Na, bine. Modest, Diez sau nu, hashtag Modest Christensen. Vezi și de Falco zice. Spizzy, ia să ne... Da, vine flash-ul de la cu IP-ul său și din plin l-a luat Remoi, eliminat. Mai rămâne un minut pentru cei de la OPA pentru a face acest punt. Trei oameni în viață. Colibrien deja este avansat în mid. Poate să meargă către highway. Atacă într-adevăr. Bomba va fi adusă direct către A-Main. Geo este alături de Spizzy acolo în site-ul A și Colibrien a expirat la fix acel smoke, astfel încât el să poată să înainteze și să vadă ceva în site-ul ăla. Acest smoke l-ar fi ajutat în prima fază. Pare condiționat de acest Spizzy, acel flashbang. Și iată cum a funcționat pentru unul dintre jucătorii de la echipa daneză. Și iată că îl finalizează și pe ultimul rămas Colibrien. Chiar semi-ace și pentru Spizzy în această rundă. Frumos, frumos. Ce-a făcut dacă spun două propiții la viteza aia de Eminem Leșin? Pompa. Da, e pompa team. Regizor autonom în CSGO varianta rău, da. Regizor autonom. Oh, cum sună asta? Mai, perfect network. Nu mai trebuie nimic altceva. Saules. Oh, prin smoke din nou Saules. O primă eliminare pentru el și se reîntoarce imediat. Oare va mai încerca din nou să tragă? Saules este aproape. Să vedem. Așteaptă la gap. Vede ceva. Trage și le eliminește pe Colibrien. Extraordinar. Ce face Saules? Chiar prin smoke-uri. Două kill-uri cu AVP-ul. Superb. Ce face acest jucător de la Invictus? Dar lumea va veni cu backban incoming pentru jucătorul de la Invictus Aquilas. Rămâne RTA, ultimul rămas în viață, dar nu mai contează. Poate Saules poate va da un wallbang din cealaltă parte a hărții. Nu e exclus să se întâmple asta. Iată că el are față din nou. RTA vine dinspre dumpster. Saules așteaptă. Să vedem, Saules este numărul 4. L-are în față, să vedem. L-a văzut deja, i-aruncă flash-ul în față. Vacanță! Iată că este eliminat de către RTA. 1 versus 3. Rămâne cu bomba toxic. Mai are 30 secunde cu care poți să lucreze. Poate să lucreze. IGM se bagă înapoi inside. Nu vrea să rămână pe din afară. Da, ai nevoie de energie, Lazy. Iată că merge încet încet către site-ul B. Mai rămâne cu 15 secunde. El vede SAGM și le elimină fără nicio problemă. 7-0. Nu știu dacă ați observat, dar sunt 7 runde luate de către cei de la Invictus. Șapte runde câștigate de către Invictus. Și uitați-vă aici la OPA team, puteți să... Ia, acum îi le dau pagubă totală. Ia, uitați-vă. Da, pentru ce știți, sau, da, poate mulți ați fost ca mine la profil, la un anumit profil la care nu se mai face matematică, dar știu că aici ai mulțimea vidă. Cheapa. Oh, Remohi, un headshot pe Spizzy care era boostat. Vede ce o mișcare.
Sarkin, nu am vrut să jignesc pe nimeni aia, legat de aia cu mulțimea vida. Don't take it personal. BM? Ce vrea să fie BM? Eu vine din spate și poate să-i flachez pe jucătorii de la OPA, dar problema e că ei acum își dau seama că site-ul B este liber și că pot să planteze. Le-a luat ceva timp să-și dea seama de acest lucru. Aruncă smoke-ul pentru... Da, de către Starkiller s-a aruncat smoke-ul, vine flash-ul în fața și iată că B le elimină. A venit un flash chiar din site și la fix a venit. Bună coordonarea celor de la OPA. Berry aștepta în vent. Se așteptau ca un jucător probabil să vină dinspre, dinspre Toxic. Așadar a venit flash-ul din site cu margine ca să lovească aici. Să explodeze aici flash-ul și apoi Berry să iasă fără nicio problemă din vent și să elimine un jucător care ar fi fost acolo. Sau cel puțin după cum ați văzut, deși nu a luat din plin acel flash jucătorul de la Invictus, a trebuit să se întoarcă. 7-1 confirmed, am trăit într-o minciună. Bad manners. Ah, ok, ok, got it. De ce ai schimbat canalul VipTier? Dacă nu schimbam canalul, dacă nu făceam acest canal nou, nu aș fi putut să mai comentez meciuri SEA și meciuri ESL. Wow, IGM sparge ventul prin cu wallbang-ul, interesant. O secundă. Așa. Wow, s-a tras destul de aproape. Oricum, Invictus sunt ceva mai lejer, ceva mai lejer joacă acum. Geo are un jucător în partea stângă, Remoi, face foarte mult pași în spechi. Încearcă să... da. Remoi acum vrea să culeagă informații și să mai și distragă puțin jucătorii de la Invictus. Care jucătorii de la OPA rămân cu doar 1 minut 58 de secunde la dispoziție pentru a face plantul și acum Remoi probabil să iasă din Squeaky să facă ceva gălăgie, iar jucătorii de la Quick Pierce ar putea să meargă prin vent pentru că mai este doar un jucător de la Invictus, este în site-ul B, dar nu mai contează, acum rămâne și Spizzy singur în site-ul A și acum trebuie să se descurce. Remoi continuă să facă aceste picuri, continuă să tragă Spizzy, două fraguri pentru el, cred că și-a făcut treaba, acum Starkiller trebuie să-și intre în rol, a făcut o eliminare, totuși Zilo vine din highway și nu s-ar fi așteptat la asta. Saules și el continuă să tragă, să vedem, iată cu ultimele gloanțe, îl pune la pământ pe Zilo, 1 versus 1, rămâne și schimbă imediat poziția, merge prin conector, merge către highway, merge prin conector direct către highway, dar RTA poate să-l vadă dinspre quad, mai ales că are un AVP, AK-47, pardon. Încet, încet înaintează, Saules are un defuse kit, de asta își permite să-l facă pași momentan, vine încet, încet. S-a urcat în partea de sus, RTA nu știu dacă l-a auzit, sare direct peste el și iată cu prefire. 62 și iată că le elimină, bine jucat de către Saules. Puțin agresivitate, nu a stricat absolut deloc și iată cum vine și cea de 8-a rundă pentru Victor Sagvilas. Cu o mică întreruptere, iau 8 runde consecutive. Cum sau în mod consecutiv. O secundă. Geo a făcut o primă eliminare, Remoi acum se răzbună pentru coichpierul său. Geo de asemenea face foarte multă treabă, 2-3 fraguri pentru Geo. Și astfel îi lasă în 2 oameni pe cei de la OPA. Chiar 4 și iată cum vine Semi Ace-ul. O, RTA din săritură, nu știu cum a tras, dar IGM-ul așteaptă și îl aduce această 10-a rundă pe partea conaționalilor noștri. Trebuie să-mi fac pun un reminder destul de repede pe telefon. Așa. Care este următorul match? Pe ziua de azi, ăsta e ultimul. Bună, bună asta, bună asta, nu. O prunde consecutive în mod consecutiv, ar fi dublu.
În complet și aruncați. Iată, cred că sunt doi jucători, toți jucătorii de la Opa sunt acolo. Geo 3, fragul Spizzy îl face pe încărulul și pune fi capăt acestei înaintări a celor de la echipa din Danemarca. Cât de bine au venit flash-urile de la Invictus. Putea să prindă o linie, dar la mod urât era Geo. A fost eco Cristina. Știu că aveți un pic de delay, dar s-a terminat foarte repede runda aia. Oh, eco cu AK-uri. Bine ai venit, dispozitiv. Adevărat grești. Geo trage pe smoke și iată că îl doboară pe Zilo. Cei de la OPA s-au cam tiltat, am putea spune. Geo îl ajută pe Quick Pierul său să urce în partea de sus, în boost. Trage bine Starkiller, wallbang prin ușa de la Squeaky și îl doboară pe Remoi. Rămân astfel doar RTA și Berry, care nu stau destul de bine, probabil, din niciun punct de vedere. Dar iată că se întâlnesc în garaj și vor înainta. Se bate Berry cu Geo și îl doboară la cutia albă. Vine flash-ul la timp de la Starkiller, bine aruncat. Iată RTA, mai face un frag pe Spizzy. Și acum sunt 2 vs 2 cei de la Invictus împotriva OPA. Nici nu cred că se așteptau să ajungă în această situație. Dar iată că intră prin conector. Saules se duce la vânătoare prin spate. Vrea să-i prindă dinspre... Dar iată că se uită în spate Berry. Este eliminat acesta de către Saules. Și astfel RTA rămâne singur. Are bomba totuși și 20 de secunde. Și probabil va face save-ul. Save-ul. Nu știu ce vorbesc. 14 secunde și da, o ia la galop. Merge direct în site-ul B și va reuși să facă plantul fără nicio problemă. Abia acum vine Saules. Oh, sunt device după luna vaslui. Prea tare asta dispozitiv. Asta o să țin minte. Werty, și când este următorul meci a celor de la Invictus Aquilas? Nu știu să spun. O să aflăm. În loc să calmeze jocul la scorul ăsta, parcă insistă cu abordările agresive. Da, mai ales cred că la Spizzy se poate simți asta. Uitați-vă puțin. Da, scrie Saules ceva, câte ceva și Berry e cam agasat, să spunem așa. A văzut idolaș, a văzut asta. Andre, salut, bine ai venit. Da, o ia la galop, e o vorbă de-a mea. Saule să le elimine doar cu un pic de gap pe RTA din săritură. De fapt, l-a văzut sărind. Da, salt din greu. Berry acum se răzbună pe Spizzy. Dar rămân în 3 oameni, într-un dezavantaj de un om, cei de la OPA. Să vedem cum se vor poziționa aceștia acum pe partea de atac. Da, nu ești departe încă, Alex. Stai să vedem ce se întâmplă. Colibrien și Zilo vin din spate. Se lasă bomba și Zilo probabil să meargă în mid. Acolo este Starkiller, dar este în pale din spatea conectorului. Bine venit, Bogdan. Salut. Apropo, vă reamintesc să dați un follow și acestui canal nou de Twitch, pentru că aici vor fi transmise meciurile ESL și meciurile ESEA. Vine o grenadă care probabil... Na, nu ia nimeni din plin. Geo trebuie să aibă mare grijă, ia acum ceva damage. Berry încă nu s-a băgat în conector și mă mira asta. Vor acum cei de la OPA să vină chiar prin highway. Iată că s-au blocat și mai rămân cu 24 de secunde, abia acum vin. Dar Berry, iată că va prinde pe Saule. Zilo și nu-mi frag pe Geo între timp. Și rămân doi oameni de la Invictus Aquilas care nu se află în site-ul A. Acestea sunt pozițiile, Zilo și Berry își fac trecerea către site-ul A. Ia damage, Zilo. IGM are acel smoke și îl ajută momentan. IGM le elimină pe Berry, dar iată că Starkiller, IGM scoate runda pentru cei de la Invictus, care rămân în continuare cu un streak acum de 5 runde. Da, e incredibil. Ce de OPA?
Abordare matchmaking pe partea de atac. Da, nu, de asta nu are efect. De asta e scorul pe care îl vedem, într-adevăr, că nu încearcă nimic fancy, n-am văzut smoke-uri. Cred că nu e harta lor deloc, Cristina. Asta ar fi explicație, pentru că nu, da, într-adevăr, nu vedem nimic complex de la ei, adevărat. Se prevede Alex, un triple de la Joe. Hai să vedem. Joe momentan așteaptă. Ar putea vedea pe Remoi înaintând către boost. Acum vor înainta Geo. Iată că este văzut Alex și l-a eliminat Remoi imediat. Rămân 4 oameni în Vicusac Villa. Ați văzut de către Barry Starkiller cu tap-uri. Eliminat. Oh, Barry continuă cu aceste focuri și iată cum elimină al treilea jucător. De fapt al doilea în site-ul ăla. Site-ul ăla rămâne liber și iată cum pentru prima dată cei de la OPA vor reuși să planteze fără cu nicio problemă. Dar bomba vine acum din spate. Saules l-a eliminat pe Colibrien. Trebuie să aibă Mark și este total expus și Barry nu-i dă nicio șansă. Acum se face și cel de-al treilea frag de către el și IGM este pus pe bătaie, dar se dublează cei doi jucători danezi la track și vine și a doua rundă pentru cei de la OPA. Românii sunt campion pe cash în general. Da, Nexus joacă bine pe cash și Invictus aparent acum. 1v3 pe caramele. Hei, lasă că faci altă de da. Oh, Astralis bună de vaslui. Vai, și mai bună asta, Bogdan. Da. Pentru că sunt din Danemarca și da, ok. Kappa. Am văzut cum Saules l-a eliminat pe Remoi în boost. Și acum nu era Saules. Era altcineva cu AWP-ul. IGM cu AWP-ul care vine acum încet, încet. Iată că mai face al doilea, al treilea frag în această rundă. Barry este în site-ul A, către site-ul A în A-Main. Și nu mai poate să le elimine pe acesta jucătorul de la Invictus să se asigure acel... acel semi-ace. Iată Colibrien face un frag. Starkiller îi dă destul de mult damage. Speezy din spate. Iată poziția lui Speezy cât de bun a fost. L-a eliminat pe jucătorul care venea dinspre highway. Și astfel se lasă site-ul B liber decât Invictus. Și nu fac deloc bine că fac asta. Nu știu de ce cred că dacă ar lăsa site-ul B liber, mai ales că nu au bomba sau nu știu unde se află bomba. Oare, da, IGM acum se gândește. Stiker ceva nu e în regulă. Și abia acum acesta se duce să vadă ceva. S-a aruncat o incendiară, bine, să vedem dacă Barry va lua damage, nu, momentan rămâne cu 47 HP, s-a urcat pe cutie, i-a așteaptă pe cei de la Invictus Sac Villa să vină la retake, sau mai bine spus să vină să, către site-ul B, se aude acum plantul de către Saule și va veni agresiv, nu vrea să-i dea nicio șansă lui Barry. Vine la dublaj, clickerul său, trage și îl surprinde pe acesta. 13-2 pentru Invictus. Da, IGM și AWP-ul, de asta m-am mirat. Automat când am văzut AWP la Invictus am vis Saules, dar văd că nu. Good half. Pistoale sunt broken, arma de 500 de dolari, instant headshot-ul unor versus arma de 3100. Te refer la 500 de dolari Tecno? Și 5.7, ah, 5.7 nu l-ai văzut, da. A avut puțin noroc Starkiller acolo când a tras de la track. Iată, la headshot joacă Saules. Oh, Zilo este la Sachi și acum scoate două fraguri. Vine și Speezy, dar iată că Speezy va fi penalizat probabil de către Barry care vine din highway. Și putea să tragă, dar uitați-vă cum Invictus Avila poate să pună să pe site-ul B, dar acolo este RTA în capătul de la Checkers. Acum va juca cât se poate de pasiv. Nu mai face mai mult pentru că este Speezy la datorie, dar Speezy de asemenea la datorie rămâne cu 19. Și are un USP în mână, are nevoie de doar headshot-uri, să vedem. Barry, da, nicio problemă pentru el. 1 HP era Speezy. În close quarter. Quarter.
Oh, îmi pare rău, Alex, da. S-a cam dus 16-1. 16-0, dar ce să mai zice, și 16-1 s-a dus. Tecno și armură mare pentru jucătorii de la Invictus, cu excepția lui Starkiller, care a cedat armura mare în favoarea unui flash. Quarter. Close quarter. Sper că ați dat follow la canalul ăsta, nu? El o trage bine, îi dă ceva damage lui Speezy. Cât de bune poziția lui Remoi. Doi oameni de boară, acesta schimbă pe pistol. Este Starkiller în fața sa. Dar Starkiller face o eliminare. Dar nu cred că va mai reuși mai mult. Este Barry care îl doboară. Trebuie la 4, încă o rundă de pistoale pentru Invictus. Alex să meargă pe pistoale. Iată că vine RTA totuși, prinde din spate de la baza ventului. Două fraguri pentru el, vine Barry să-l ajute. Cât de mult se poate face cu aceste UMP-uri și FAMAS-uri, într-adevăr. Pierd doar un om cei de la OPA. Și cam trăiesc acum, nu sunt chiar într-un paradis fiscal, dar au bani, cel puțin Zilo și RTA. Remoi stă și el ceva destul de bine cu 3750 de dolari și un full buy la dispoziție. Sau mai bine spus full gear. Și acum Invictus Aquilas, iată ce ne-am văzut de la OPA. Agresivitate din partea lor, din partea celor de la OPA și penalizați. Dar după cum spuneam, n-am văzut un setup, o intrare mai complexă cu flash-uri și smoke-uri pe unul dintre site-uri din partea celor de la OPA pe partea de Terror. Și iată că acum asta vine din partea celor de la Invictus Aquilas. Se aruncă flash-uri, se aruncă smoke-uri și probabil aceștia să meargă direct în mid. Da, trimit oamenii în mid pentru a putea să intre cât se poate în vent probabil. Dar de aici pot să meargă și către highway. Depinde ce, unde vor mai face fraguri. Da, merg prin highway. Acum s-a aruncat o incendiară pentru conector și sunt sigur că nu va veni nimeni pe acolo. Colibri, totuși arăcă bine un flash. Rămâne pe Geo între timpul meu. Pică jucător de la Invictus. Saules este prins din flag de către Barry și acum se rămâne Starkiller 1 vs 3. Fără nicio problemă pentru Barry, acel frag din side și era în close quarters. Close quarter. Și este 13-6. A patra rundă consecutivă care merge pe partea celor de la OPA. Nu, da. Asta e tare dacă îl dă bine. Nu l-a dat bine. Da, fragurile au fost problema. Zilo l-a văzut pe Saules. Oh, bine, ai revenit, Ana. Da, doar 62. Iese Speezy de la Squeaky. Iată cum că Zilo aruncă bine incendiara, dar Geoline-a pe Remoi. Vine IGM dinspre Highway. Și ce face Zilo? Două fraguri. Este Barry cu AWP-ul, care iată că nu trage. Abia acum îl elimină pe Saules. Starkiller și Geo împotriva 4 oameni de la OPA. Păi poate să prindă o linie aici jucătorul Zilo, dar se mulțumește cu o 3 eliminare din această rundă. Iar acum Geo are un task foarte greu. Barry e destul de low, dar are un AVP. Îl elimină pe RTA. Ia bomba și va planta probabil. Nici nu se va opri. A plantat și acum să vedem ce se va întâmpla. Așteaptă, dar dacă face picul ar trebui să știe că Barry are un AVP. Nu trebuie să facă picul aici, Geo. Tratează Barry, iată că le prinde pe Colibrien, doamne, îi poceam numele. Și acum trebuie să joace foarte pasiv, face picul, știe că Barry este foarte lung și Geo scoate runda. Face și ace-ul, este un clutch de la Geo. Aduce cea de-a 14-a rundă pentru Invictus. A zis-o Alex,
A zis-o Alex de data asta. Bine, erau 4 fraguri și era rău Barry. Dar, na, ce să-ți reproșez, Alex? Clutch! Da, clutch! Ore, moi, bine a aruncat flash-ul cu IP-ul său după ce a deschis. Bună coordonare. Da, sau canci pentru cei de la Opa. Ce fel de donații accepți pe Trade Link? Orice. No, minim 50 de euro să fie skin covered. Ore, moi, el vine din spate. Să fie skin roșu, da? Deci să fie... cum se numește? Nu știu care sunt clasele, dar în fine să fie, știi tu, roșu skin-ul. Minim 50-60 de euro. De preferat pe AK-47, pentru că nu l-am schimbat de mult timp. Kappa. Ok, Kappa. 2 vs 4, cei de la Invictus. Saules face picul, dar se dublează jucătorii de la Opa. Vine Starkiller totuși să-l ajute și acum Saules, dacă câștigă acel duel împotriva lui Barry. Iată că vine Saules, Starkiller și-l ajută, dar acum trebuie să aibă mare grijă, pentru că are 2 jucători în spate, în spate. Nu este doar RTA, de fapt. Și Saules așteaptă. Dar Remoi, iată, îl vede pe Starkiller, le elimină. Aruncă imediat flash-ul și face și al doilea frag. Fără problemă. De la knife-uri în sus, și așa e bine. Iată câte arme schimbă cei de la Invictus. Pistoale pentru ei din nou. Dar ce e bine pentru ei în continuare este că cei de la Opa mai au de lucrat încă atât ca să egaleze cel puțin. Mai mult au de lucru și ca să ducă acest match în match point. Sau asta a treia hartă în match point. Pizzy, văzut de către Barry, o țintă ușoară, nu avea armură, doar Geo are armură mare. Mă mir că a cumpărat Geo. Dilo se bagă agresiv în mid, îl doboră pe IGM. Și va intra în site-ul la Geo dinspre... pe inde... s-a băgat Saules din Squeaky în fața lui Geo, care trăgea după jucătorul de la Opa din MPK. Și apoi, desigur, a picat Geo, care sub blanțele jucătorului de la MBK, de la Opa. Oricum, funny. Nu știam, cream că a prins linia așa de repede. Oricum o prindea, o linie dacă nu limerea pe Saules, Geo. Trei oameni Squeaky pentru Invictus Aguila și prima dată când vedem așa ceva, iată că Starkiller intră fără flash-uri, fără smoke-uri, absolut deloc, doar pe fraguri se bazează. Barry este totuși în highway, îl scoate pe Starkiller, se plantează 3 vs 3, trebuie să vină la retake cei de la Opa și de fiecare dată când au trebuit să facă un retake în site-ul ăla nu le-a mers destul de bine. Mai ales ultima dată când a reușit acel ace cu clutch Geo, acum este în viață. RTA are un AVP și acum să vedem dacă se va încerca să facă să tragă către A-Main. Vine un flash și un smoke. Și iată cum se bagă și IGM. Două fraguri vin și acum totul este pe umerii lui Geo din nou. Geo, bombatică e. Să-l elimine poate pe Barry. Se bagă pe defuse, îl elimină. Vine acolo chiar și ultimul jucător, RTA. Este cu AVP-ul, ratează. Și iar unda Geo. Clutch, 1 versus 2. Și este match point pentru Invictus Aquila, asta acum 1-1 este scorul la hărți. S-a dus overpass în favoarea Invictus cu scorul de 19-16 și Inferno, prima hartă cu 16-14 pentru cei de la Opa. S-am trimis un trade-offer dacă nu acces mă super, o să mă uit, Roland, promit. Asta e match-ul lui Geo, păi, de fapt IGM a scos 25 de eliminări, dar Geo a scos runde importante.
Cam asta e ideea, network, da. Ce dacă nu știu tu, ortii. Mă forțez atunci să accept, l-ai zi. I-a trecut ceva prin cap. Oh, de Falco! I-a trecut ceva prin cap când a deschis ușa. Da, ceva de genul, Cristina. Nu se grăbesc Invictus. O, oh, Roland, chiar așa? Stai puțin, că deja mă... Nici nu știu cum să deschid overlay-ul mare. Asta e. O să mă uit după rundă. Asta e ultima hartă, da, Forest. Să vedem, înaintează acum, Geo. E prima dată când jucătorii de la Invictus merg prin vent, căte site-ul B, se bagă prin foc, nu-i contează, lui Geo taie focul în două, s-a băgat în site, IGM agresiv, nu este flash-uit Geo și de asta nu a putut să le elimine pe acel jucător din site. Remoji cu Berry, trebuie să vină la retake, să vedem dacă vor mai încerca, zice Zilo, deja clear, vin grenade, vine tot ce se poate către Remoji, glanțe de calibru, 7.62 de la Invictus, Geo le elimină pe Berry și ultimul rămas în viață va fi Remoji, care acum dacă va ieși Geo, îl va elimina cu AWP-ul, 16-8, merge și această hartă pentru Invictus Aquilas, care își aduc astfel victoria și merg în semifinale în ESL Major League Summer Edition. Și se află la doar un pas de intrarea în ESL Montedu League sau fostul ESL Premier. Ceea ce e enorm. 6 luni pentru Invictus Aquilas, 6 luni de antrenament, 6 luni de joacă împreună, Speezy, un jucător nou și iată că sunt la un pas de a intra în ESL Montedu League. Extraordinară performanță. Acum trebuie să mă uit ce e în trade offer-ul acela de... Că mă prea... Oh, da. Nu, trebuie să vă arăt asta, nu se poate. Deci... O donație de la Roland. Trebuie să fac poza cu Giazo. Așa, deci asta cred că o să pun, e cea mai... Cel puțin, din punct de vedere al numerelor, este cea mai mare donație pe care am primit-o vreodată. Deci vă spun, deci nici vă așteptați la asta. Numere mult mai mari din cât ce am primit până acum vreodată. Poftiți! Deci vă rog frumos! Uitați să facem să fie cât de mare. Trebuie să intre toate numerele astea aici. Deci i-a spus că el dă 100 de euro numai mie și la alte personalități mai dubioase. Mersi, Rol. Capa? Da, mulțumesc, nu. Era, mă referam capa cu ce am zis până acum, cu 100 de euro și astea. Sau? Nu? Da, cea mai mare donație din punct de vedere al numerelor până acum. Norocosule, da. Bun, mulțumesc frumos încă o dată că ați fost pe stream aici. O să pun faza aia cu... Când m-am mânecat cu sandwich-ul cu Geo pe Overpass, o să pun pe YouTube. O să decupez fix faza aceea. Dar știți cum vreau să decupez? Vreau să se audă și... Să se vadă și chat-ul vostru cum ați reacționat. Că altfel nu mai e amuzant. Și o să fie ceva gen narat. O să spun, păi, că eu am plecat oriunde să mănânc ceva repede. Și apoi Werty revine gen. Și wow. O să fie pe tare. Oricum, mâine o să mă ocup de videoclipul ăla. Ce ați mai zis prin chat? Ia să vedem. Am și eu de alea. Păi poți să mi le trimiți Forest dacă vrei. Dumnezeu. Wow! Nu știu de Falco. Asta e deja cringe as fuck. Ți-am dat un video când a scos runda sau ales pe Overpass. Ah, ok, mersi. O să mă uit și la asta, network. Pe 250 cent Dune. Ah, să știi că la și aia și ăla la apreciam device. Domnul Device. Tot a mea e cea mai originală. Este. A câștigat Invictus? Da. The Smitch. Se joacă cu TTFU în semifinale. Când au jucat cu Nexus, i-au cam distrus. Da, Serhux, dar Invictus i-au bătut deja pe TTFU odată. În ESL Sec. I-au bătut deja. Bun, așa că... vreau să... Le mulțumesc lui... Să-i mulțumesc Anei,
Ana, jucătoarea noastră profesionistă din România, deci Counter-Strike Global Offensive, pentru donația de 10 euro și lui Cristi pentru, sau Foest, pentru cei 3 euro donația și pentru taxele plătite pentru donație. Mersi frumos, Cristi, și mulțumesc, Ana, foarte, foarte mult pentru... Stai, Roland, tot donator, n-am putut, dar I'm done. Da, mulțumesc frumos, Ana, dacă mai ești aici, mulțumesc pentru donația ta, nu așteptam. Și mai ales că mă gândeam că ești tu, când am văzut în chat, parcă am văzut, am încercat să caut odată canalul tău de Twitch și de asta îmi părea cunoscut, Ana Official. Mulțumesc frumos că vouă că v-ați uitat la acest stream. Sperăm că data viitoare, având în vedere că e un match și mai important. Da, mulțumesc, Ana, uite, un smiley. Vezi, un smiley face, Ana. Se poate fără sad face și așa mai departe. Da, sperăm că data viitoare vor fi și mai multe persoane pe stream, având în vedere că e un match și mai important de atât. Până la urmă se joacă, dacă Invictus câștigă următorul match, au intrat în SEA Mountain Dew League. Deci... numai ăla, dacă ăla nu e match, să fie 200-300 de persoane, deci dacă era pe YouTube era 1000, fără niciun... Bine. Hai să nu spunem 1000, pentru că lumea nu știe neapărat pentru ce se joacă atunci când, când e vorba de un match random care apare în recomandate. Păi acum nu înseamnă că voi trebuie să știți voi Bible Thump. Știți ce spun? Da, exact, Serbux. Bun, deci... devine unul vesel și alții trei devin triști. E bine, e bine. Bine, măi, băieți și fete, mulțumesc frumos că v-ați uitat la acest stream. Le mulțumesc încă o dată celor care m-au ajutat cu donații și mulțumesc și vouă că v-ați uitat la stream și mai ales că ați stat serios, până la urmă, haideți să... totuși, cum să ne apreciez eu? Adică am început la ora 21 și acum e aproape ora 1, sunt 3... da, 3 plus 1... 4 ore... glumesc. 4 ore în care ați stat cu mine, adică... nu vreau să încep să spun nume, să citesc nume de pe aici, de prin ce, dar sunteți mulți care ați stat, efectiv, cel puțin 2-3 ore ați stat și v-ați uitat la stream. Și mă miră, știi? Adică, totuși, apreciez foarte mult asta. Nu aveți idee. Lasă că de Soros 30... nu comentez politică, lazy, îmi pare rău. Da. Noapte bună și poftă bună. Da, aia, poftă bună e bine spusă. Vai, abia aștept să editez aia cu Geo. Abia aștept. Aștept salariul de moderator, thank you. Da, e un donez. M-ai fost un pic pe gânduri, Snow. Acum învață apropo ori, capa. Bine, noapte bună, mulțumesc că mi-a făcut plăcere. Bine, Richard, îmi pare foarte bine atunci. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc de 1000 de ori și vă doresc noapte bună. Să ne auzim cu bine data viitoare. Ciao, ciao!
Rocky. Bye.
lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade. Baby, you.
also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Straight down, Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down.
first light. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will.